O voce de mare român nu se va mai auzi, doamnelor și domnilor, astăzi Corneliu Vadim Tudor s-a stins din viață. Bună seara, eu sunt Florina Drăgulin și vă invit la o dezbatere, chiar dacă mai târziu cu o jumătate de oră, față de cum v-am obișnuit, dar se întâmplă și la case mai mari. Așa este când îți dorești să ai oamenii momentului în platou. Am să încep prezentările cu domnul Noruț Stănișteanu pentru prima dată în platoul Audiența. Bună seara, domnule Stănișteanu, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația după o altă emisiune. Sunteți obosit, așa că mă aștept să vă surprind cu garda jos. Bună seara, mulțumesc de invitație și n-aveți dreptate deloc. La ora asta sunt în plină formă, vă spun sincer. Știu, a fost o glumă, dar acum... Am luat-o ca o glumă. Da. Viceprimarul... Alexandru Vladu, bună seara, domnule viceprimar. Bună seara, mă simt ca la început, e ca și când începem ziua. Am și eu o glumă de făcut. Trebuie să ridic mâna dreaptă sus pentru cineva, stânga pentru soacră mea și când fac așa este pentru preotul meu, pentru că n-am mai fost de mult la voi la televiziune și le-am promis că le fac semne electorale. Semne electorale. Și nu în ultimul rând, deputatul Florian Nicolae, iată, nu v-am prezentat din ce partide sunteți, în mijloc PSD, flancat de PNL, doamnelor și domnilor. Cum vă simțiți la aceeași masă? Bună seara, bună seara. Bună seara, bună seara. Ați destins repede atmosfera după vestea tristă. Pe mine m-a marcat în momentul în care am auzit era Corneliu Vadim Tudor, omul pe care nu știu, nu l-aș fi văzut niciodată mort. Un mare român. Și vă întreb, asta este România pe care și-ar fi dorit să o lase fiicelor sale, nouă românilor, pentru că iubea România și românii. Adevăratul român Corneliu Vadim Tudor, Dumnezeu să-l odihnească, sigur nu a murit în inimile și sufletele tuturor românilor. Este într-adevăr o mare durere pentru noi, pentru România, dar sperăm ca să rămână în urma domniei sale adevărate caractere și o România așa cum și-a dorit-o, o România unită, puternică și cu multă aplecare către români. Da. Schimbă... Și eu zic, da, că da, a murit un mare patriot, un om de cultură și un politician care l-a... Un istoric, un poet, până la urmă va fi totuși nemuritor, pentru că prin ceea ce a făcut va rămâne în istoria României și în mintea românilor ca un mare poet, zic eu, cel puțin un mare poet. Rămânem în consens aici, nu avem cum să ne contrazicem. Deci Vadim Tudor a reprezentat pentru România. Atât în politică... Un pol în politică, până la urmă. Un pol în politică, dar pentru mine rămâne în primul rând omul de mare valoare, omul de cultură. Omul cu o memorie fantastică. Eu cred că dacă fiecare dintre noi a reușit să magazinăm atâtea opere literare, atâta istorie, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, atâta sociologie, că sociolog a fost la bază, eu cred că ne-am declarat foarte, foarte mulțumiți în ceea ce înseamnă capacitatea noastră intelectuală de a privi lucrurile, a le lua la mod obiectiv și a le reda pentru populație într-un mod foarte, foarte plastic și foarte concret și coerent. Va lipsi, este o pierdere pentru întreaga nație. Prima zi de școală într-un oraș din coada clasamentului, domnilor, cu putere de decizie, de acțiune. Cum, ce ați făcut astăzi în prima zi de școală? Scurt. Încep eu. Începeți dumneavoastră, dacă doriți. Dacă sunt lângă dumneavoastră. Da. La stânga la dreapta. Astăzi, în Parlament, am avut zi de teritoriu. Tocmai pentru a putea să ne deplasăm la unitățile școlare, să fim alături de cadrele didactice și de elevii care intră într-un nou an școlar.
M-am prezentat în municipiul Giurgiu la 3 unități școlare, la 2 școli generale și la un liceu. Atât am putut să cuprind, de la ora 9 până la ora 10:30. Am fost deosebit de surprins și am trăit emoțiile noului an școlar ale elevilor și bucuria lor cu privire la reîntâlnirea cu colegii. De asemenea, am remarcat efortul cadrelor didactice cu privire la igienizarea în școli și pentru a primi elevii așa cum se cuvine. Adică s-au implicat direct cadrele didactice, da, au luat mopul și... Au dat dovadă de un spirit de voluntariat așa cum ne dorim noi giurgiuveni. Foarte bine. Domnule Vladu. Da, în primul rând vreau, pentru că totuși este încă prima zi de școală, să transmit elevilor mult succes în anul acesta școlar, să transmit profesorilor de asemenea mult succes, părinților care au copii la școală, și am spus că întotdeauna trioul acesta copil, părinte, dascăl contribuie la formarea elevilor. Numai împreună pot, prin munca depusă de fiecare, pot crea un produs, să spunem, care, nu știu dacă e chiar termenul cel mai potrivit de produs, dar orice copil care ajunge instruit și este instruit de pe băncile școlii poate fi un produs al școlii respective. Ce am făcut astăzi, tot la ora 9 am început și eu, am fost la 5 școli pe care le-am prins în direct la deschiderea de an școlar, este vorba de școala numărul 10, școala numărul 6, liceul Ion Barbu, liceul Maiescu, școala de muzică, care a avut la ora 11. Deci la ora 9, la ora 11, am prins în direct deschiderea de an nou în învățământ și apoi de la ora 11 și jumătate până pe la ora 2 am fost la toate celelalte școli pentru o discuție și o ultimă discuție așa înainte de începerea anului școlar și de încurajare atât pentru profesori și pentru copii, pentru că încă i-am găsit în școală și am avut discuții la toate școlile. Un lucru bun, am spus, o sărbătoare a învățământului, este o sărbătoare chiar națională, da, pentru că... Da, emoționantă, mai ales din pentru că am spus că toată mici. Toată lumea s-a prezentat frumos, toată lumea a fost îmbrăcată frumos ca de o sărbătoare, toată lumea a avut în braț un buchet de flori și pe stradă a fost atâta animație încât rar putem vedea așa... Când să vedem și cu ce ocazie ești la Giurgiu. Domnule Stăniștean, ce ați făcut astăzi? Astăzi, spre regret... N-ați fost la școală. Am fost într-o dreapă. N-am fost. Am făcut-o de mult. Astăzi n-am fost la școală. N-am fost la școală și chiar îmi pare rău, nu dau ceva, dar chiar aș fi vrut măcar una dintre școli să le pot vizita, să văd cum începe anul școlar, sunt sigur cu dreptul și vă spun pentru că acum vreo câteva zile, dacă nu chiar săptămâna trecută, domnul viceprimar Vladu spunea, ne dădea asigurări că vor fi toate șnuri, probabil că și de asta a făcut un tur de Giurgiu ca să vadă dacă într-adevăr toate lucrurile au fost puse la punct. Am direct un informator, domnul viceprimar, care îmi spune acasă cam cum s-au desfășurat lucrările la liceul. Domnul Vlad e informatorul dumneavoastră. Nu. Acasă am informator. Acasă. Da, v-ați uitat așa și da. Îl informam despre informator. Despre informator, da. N-ar fi bine să-i puneți în legătură ca să, ce să zic, să vă scutească. S-ar putea să o cunosc pe soția mea, care e informatorul adevărat. Așa? Și care lucrează la liceul Tudor Vianu și îmi spunea că la un moment dat exista oarecare nemulțumire că lucrările au trenat, dar până la urmă s-au găsit soluții. Am înțeles eu cu un voluntariat aparte, să spun așa, și într-adevăr copiii au avut prima zi de școală bucuria de a se reîntâlni în condiții
ok, din ce am înțeles. Vă referiți la cum au fost așteptați în școală. Nu, dar tot, dacă a spus domnul Noruz referitor la Tudor Vianu, este liceul care noi ne-am axat anul acesta pe el. Este păi dacă astăzi, în presă, dacă citeați presa, astăzi a început școala la liceul Ion Maiorescu. Pe cuvântul meu, titlu. Și domnul Bădălău a fost în prima zi de școală. Să fim serioși. N-am. Da? Deci este liceul care noi ne-am axat pe el anul acesta. Este liceul în care am făcut și reparații, dar am schimbat și mobilierul din liceu. Eu mă bucur că acolo am terminat liceul. Este deja al doilea liceu care pe municipiul Giurgiu care a ajuns la un nivel foarte, foarte bun. Și e un lucru bun pentru că el a fost din totdeauna și în strânsă competiție cu Ion Maiorescu. Sigur, dar și ca, dar și ca liceu are rezultate foarte bune în învățământ. Și la sfârșitul anului ați văzut și la examen de bacalaureat, rezultatele sunt acolo aproape de el. Bine, am vorbit numai de bine. Hai să vă întreb. Concurență benefică, nu de altfel. Vreau să vă întreb, pe toți trei. Domnul Stănișteanu. Vă rog. Aveți cunoștință, da? Unde ne plasăm în top? Județul Giurgiu, la învățătură, la rezultate, de fapt. Bacalaureat, știți? Da. Unde? Ultimul. Minunat. Ce facem? Dar credeți că e cineva care nu știe? Ce facem? Ce facem? Deci, ce spunea domnul Vladu un pic mai devreme, să știți că e foarte important. Condiții... Da, noi învățam și în condiții poate mai rele, sau poate nu, aveam toate condițiile pe vremea lui Ceaușescu, mie îmi place să o spun cu toată gura, dar acum se prevalează, inspectorul general spune, este acest nivel scăzut din cauza sărăciei, păi dă încolo de sărăcie că... Înseamnă că Giurgiu n-a fost niciodată pe locurile fruntașe la ce înseamnă salariul mediu pe economie și așa mai departe. Dar am avut niște Eu cred că problema e următoarea. Care? Dacă unul dintre factorii ăștia din trinomul dascăl, elev, părinte nu prea funcționează, să știți că întotdeauna se creează o breșă care nu o să aducă rezultate bune. Și acum toți trei sunt răspunzători, eu zic, în aceeași măsură. Părintele, de când, dacă vreți, de la 7 ani de acasă, dacă ai lipsit 2 săptămâni, să știți că se cunoaște. Și iar asta și se cunoaște și la o vârstă mult... și nici cu... Credeam că numai Cristina mă întrerupe pe cuvântul. Păi nu. Vreau să duc și eu o frază la capăt și... Da. Vă ascult. Vorbeați de trinom. Păi nu, că da. Asta cu trinomul am auzit-o de prea multe ori și... Chiar expresia asta credeam că e a mea. Nu, chiar nu e a dumneavoastră. Chiar nu, da. Nu. V-a rămas undeva în subconștient din altă parte. Dar vă spun am așa... Am spus-o de mult. Sau ați mai spus-o și v-ați ținut minte. Și cred că nu începoseți dumneavoastră activitatea probabil, de jurnalist. Probabil. Diferență mare de vârstă, firar să fie. Știu dacă e diferență foarte mare de vârstă, dar, da. vreau să vă spun un lucru. Acest trinom nu este principala cauză și cred că trebuie săpat adânc și o să depășim discuția pentru dacă că... Dacă îmi permiteți, aș vrea... Te rog. Aș vrea să fac o completare. Pe mine, eu cred că cel mai important este ce facem de aici încolo. Iată, ce facem? Asta deci, am și aici, întrebat. Ce de aici facem? Încolo, sigur, avem școlile dotate corespunzător. Urmează ca împreună cu cadrele didactice să identificăm resurse financiare suplimentare, să-i mulțumim cadrele didactice și să-i rugăm, sau mă rog, să întocmim împreună cu ei un program de voluntariat pentru pregătirea elevilor. În școli, pregătirea suplimentară a elevilor în școli. Da. Asta cred că trebuie. Ar fi minunat, dar știți cum e cu voluntariatul. Avem un prim telefon și nu-l lăsăm pe telespectator să aștepte. Bună seara! Domnul, bună seara! Alo, bună seara! Mă auziți? Foarte, foarte slab vă auzim. Deci, bună seara! Alo! Da! O singură întrebare am și eu. Eu sunt venit acum din străinătate, sunt în concediu. Și am și eu o nepoată la școala numărul 10, aici a trecut acum clasa 2. Și am rămas halucinat când am auzit că astăzi sunt 37 de elevi în clasă. În clasa de clasa 2 cu o singură învățătoare. 37, da, așa este. Da, și întreb și eu, cum e posibil ca o singură învățătoare
nu să învețe, decât să facă prezența la 37 de copii și să-i asculte ce au învățat acasă. Aveți perfectă dreptate. Deci, rămâi halucinat. Putea să facă două clase și tot erau foarte mulți copii. Deci și dacă făcea două clase, tot erau mulți copii. În afară, în străinătate, așa ceva nu e reconceput. În primul loc este învățământul și la urmă ieșim la trezor și spunem că face, că drege, că nu se face absolut nimic. Nicio măsură nu se ia. Nicio măsură nu se ia. Nu privind învățământul. În absolut orice. Șoselele sunt praf. Absolut. Eu sunt plecat de 10 ani. Nu se ia nicio măsură în nimic. Deci asta, dar cu asta am rămas halucinat. Cum e posibil ca într-o clasă, de clasa a doua, când copiii nu sunt... Deci ca să ai grijă de 37 de copii, trebuie cel puțin să ai nervii de fier. Și nu trebuie... Deci și doamna educatoare a spus că ea poate să controleze 37 de copii. Nu cred că așa ceva poate să întâmple. Deci da, poate cineva cu experiență și vă reamintesc că în urmă cu mulți ani în regimul Ceaușescu erau mulți copii în clasă și să știți că învățau. Dar aveți și dumneavoastră dreptate. Eu eram la școală și făceam liceul și era a 12-a, a 12-a B, a 7-a, a 7-a B. Ce, deci așa e și acum, dar știți cum e în tineretul lui. La urmă ne mirăm că copiii nu învață, nu ia bacaloreatul, și nu știa, nici tabla mulțirii. Iată, una dintre cauze. Copil, tabla mulțirii cu atâția elevi în casă. Deci așa ceva e de neconceput. Părinții nu poate să zică nimic, deci nu poate să comenteze. De ce? E frică de învățătoare, e frică de... Deci frica asta care este în poporul român, e foarte mare frică. De ce? Că dacă comentează ceva, la omul se aude și copilul e marginalizat. Asta am vrut să zic. Mulțumim pentru... Mulțumim pentru telefon, are dreptate telespectatorul nostru. Vreau să fac și o completare și la învățământ, dar și la întrebarea telespectatorului. La învățământ, noi căutăm acum cauzele de ce se întâmplă, ce se întâmplă în învățământ. De ce avem atâția copii care nu iau bacalaureatul și cine este de vină. Dar să ne uităm în 10, 15, 20 de ani în urmă ce s-a întâmplat în învățământ. Când, practic, învățământul a devenit ceva obligatoriu. Cum să spun? Să termin liceul. Dar la un moment dat și facultatea era obligatorie. Cum să... Oameni care nu au știut practic să scrie și să citească, au terminat liceul și au terminat și o facultate. Vedeți? Pună în acord acum, subiectul cu predicat. Acum, în momentul în care de vreo 2 ani de zile, 3, se pune un pic accent pe învățământ și s-au stabilit alte reguli și de examen și de și BAC și de admitere și la BAC, vedem cu toții că rezultatele sunt proaste și foarte proaste. Dar, încă o dată vreau să vă spun, trebuie să ne uităm la tot ce s-a întâmplat în învățământ. Degeaba căutăm acum vinovați când practic devenise obligatoriu. Cred că trebuie doar să se vrea. Deci până la urmă trebuie să ajungem la nivel de școli profesionale, pentru că nu toți copiii sunt dotați să termine o facultate. Asta să termine. Și Klaus Iohannis astăzi prima zi de școală. Iar referitor la școala numărul 10, ce întrebarea care o spunea domnul acolo. Școala 10 este una din școlile bune din oraș, o școală care a crescut foarte mult în ultimul timp. Este școala în care chiar se întâmplă ceva. Este școala în care sunt atât de multe proiecte și cadrele didactice la școala 10 depun un efort considerabil pentru copiii de acolo, încât părinții din cartierul tineretului își îndreaptă copiii către școala numărul 10. Deci, vedeți, acolo sunt 3-4 școli în zona aceea care pentru gimnaziu. Școala 10, școala 5, școala 6, școala 8, care cuprinde partea de București și partea de cartier al tineretului. Domnule Numai același Vladu. Lucru se întâmplă și la celelalte școli. Domnule Vladu, dați-mi voie să citesc măcar câteva mesaje, pentru că ne copleșesc, sunt peste 20 de mesaje până acum și vor veni în continuare. Domnul Stăniștean nu a mai fost în emisiunea Audiența, dar așa se întâmplă aici, trebuie să citim mesajele, pentru că tocmai de asta ne privesc foarte mulți oameni și să le și răspundem.
Și am să, n-am să încep cu primul, ci a venit un mesaj chiar acum care îmi place. Cadrele didactice au negociat o majorare salarială de 25%. Deci o problemă a trinomului s-a rezolvat. Venitul părinților și cheful copilului trebuie rezolvat. Deci, iată. Așa, mai în glumă, mai în serios. Deci sunt multe probleme care concură la situația asta, din păcate. Deci eu vorbeam de una despre cauzele care pot duce la da, rezultatele da, da. Slabe care sau au ar putea fi îmbunătățite, aveți dreptate. Dacă acest trinom ar funcționa perfect, corect. Categoric. Corect. Dar, deci atunci am discutat că, pe urmă, în completare la ce a spus Floricele, foarte corect, că resursa financiară este una foarte importantă și dânsul menționa aici de acea creștere salarială de 25%, iar este vorba, este foarte corect, e corectă problema adusă în cauză, pentru că o remunerație corespunzătoare pentru profesor crește și gradul de activ de interes al profesorului respectiv, că acum să fim sinceri, doi debutanți, deci care în momentul ăsta au pășit pe căile profesoratului, să zicem că e o familie de doi profesori, fiecare cu 9 milioane de lei, să mai ai și un copil, e greu de întreținut, și profesorul ăsta trebuie să, în continuare, trebuie să informeze, trebuie să citească, trebuie să fie la curent cu noutățile. În condițiile astea, spuneți mie cu ce bani mai cumpără o carte. Așa nu mai este. Vorbesc de întreținere, de aveți perfectă tot ceea ce se întâmplă. Până la urmă, tot la bani ne întoarcem. Mai devreme un pic, spuneam într-un alt loc, nu dezvălui unde. La Valahia TV puteți să spuneți. Credeam că e concurență și de asta. Bun. Este o concurență, dar loială. Loială, sigur da. Că da. Spuneam îi respectăm că, pe colegii de la Valahia. Singurul an când s-a respectat legea învățământului a fost anul 2007. Când atunci am avut 6% din PIB alocați învățământului. Cu 6% din PIB poți să asiguri și cheltuielile cu personalul pe toată țara, cu 6% din PIB poți să asiguri partea de bunuri și servicii care reprezintă un tot unitar pentru școli, pentru partea de investiții vine domnul Vladu și o rezolvă. E partea primăriilor. Dar eu vă spun, cu un 6% alocat an de an în către învățământ, cred că am discutat de cu totul altă, altă calitate și la Giurgiu. Mesajele. Da. Și la Giurgiu. Vă rog. Și ce a spus, îmi cer scuze, am o frază și am terminat. Vă rog. Este într-adevăr, este o problemă extraordinar de grea, de care cred eu că imediat conducerea școlii 10 ar trebui să găsească o soluție. 37 de copii care sunt și clasa a doua. Către eu nu cred că pot. Inspectorul general Gigi Oprișan, dacă se uită la noi, să-și noteze. Și inspectorii de special. Deci eu aș face o completare și aș spune că este foarte importantă implicarea profesorilor în actul de în procesul de învățare și acumularea cunoștințelor de către elevi. Și dau un exemplu. Când eu eram elev la liceu, se desfășurau meditații la școală de către ore suplimentare cu sprijinul ale profesorilor, în care noi ne lămuream lecția predată sau alte teme. În ziua de astăzi trebuie neapărat să se găsească o soluție, să se motiveze profesorii, astfel încât să se poată să apară aceste ore peste orele de program, în care elevii să vină să-și rezolve problemele. Fără a fi sprijiniți, eu cred că le va fi greu, mai ales în ziua de astăzi, când părinții au din ce în ce mai puține posibilități financiare și poate că unii dintre ei nu au locuri de muncă. Continuăm cu mesajele. Salutăm candidatura domnului Noruț Stănișteanu și îi dorim să câștige lupta pentru ocuparea fotoliului de primar al municipiului Giurgiu. Prin activitățile și acțiunile sale, domnul Nicolae Floricel ne-a demonstrat că este un giurgiuvean adevărat, un om căruia îi pasă de problemele și necazurile semenilor, se semnează domnul Gogor. În primul rând să ne gândim la omul pe care îl votăm pentru primărie, la ceea ce a făcut pentru orașul Giurgiu și apoi la partidul din care face parte. Din acest punct de vedere, cel mai indicat este deputatul Florian Nicolae.
3 pentru Giurgiu, mai degrabă 1 pentru Giurgiu și 2 împotriva lui. Mult succes, n-am să spun cui urează succes, pentru că n-am citit mesajul dinainte, nu l-aș fi citit dacă cu voce tare, dacă l-aș fi citit înainte. Salut în platou viitorul primar Nicolae Florian, omul de care Giurgiu are nevoie. Cine a lucrat cu domnul Noruț Stănișteanu știe că este competent și un profesionist desăvârșit. Poate puneți accent în întrebările dumneavoastră pe problemele ardente pentru noi. Lăsați pe domnul Barbu să se laude cu ghiozdanele pentru câțiva copii, când de fapt cu o floare nu se face primăvară. Invitații dumneavoastră sunt toți trei buni de primari și eu personal le doresc succes. Competiția este bună și poate de această dată nu ne mai lăsăm păcăliți. Nece. Apreciez candidatura domnului Noruț Stănișteanu și doresc să ocupe fotoliul de primar. Cred, este același mesaj, dar retrimis, observ acum. Cadrele didactice, am citit. Pentru domnul Vladu, știți că domnul primar Barbu a anunțat că a rezolvat problema cu locurile de muncă, aproximativ 7.000. De ce nu mai vorbește de locuri de muncă dacă a creat primarul, sau de ce nu mai vorbiți, sunt niște prescurtări, dacă a creat primarul 7.000 de locuri de muncă? Și tot pentru domnul Vladu. Tot mergeți peste tot în oraș, nu v-a mușcat niciun câine, nu vă este milă de noi. Domnule Vladu, sunt câini pretutindeni în oraș. Se semnează Nicoleta Croitoru. Fac o paranteză, până să vin către televiziune, în fața blocului, în cartierul Obor, acolo unde niște oameni, zilele acestea, două femei au fost atacate de câini, n-am putut să intervin, poate să sar pe geam, n-aveam cum, un om cu bicicletă a fost din nou atacat de o haită de câini și mușcat. Asta am văzut cu ochii mei. V-a mușcat vreun câine? Răspundeți. Da, păi era pentru dumneavoastră. Păi dacă tot vorbiți și nu... Păi nu, nu, m-am oprit. Nu, nu. Până acum erau complimente. Așteptăm, așteptăm. Așa. Să citiți complimentele. Să ne spună. Citiți acolo complimentele. Așa. Vreau să fac o singură precizare. Vă rog. A zis acolo 3 pentru Giurgiu. Eu nu mi-am anunțat candidatura pentru Giurgiu. Deci să fie foarte clar. Deci Vladu Alexandru nu și-a anunțat candidatura pentru primar pentru municipiul Giurgiu. PSD-ul încă nu și-a anunțat nici în PSD nu s-a anunțat candidații pentru primărie, așa că mă scoateți un pic din problema aceasta cu candidații. Salut colegii mei care și-au anunțat, colegii mei de platou care și-au anunțat deja candidatura, îi felicit pe amândoi. V-ați înscris îi apreciez pe amândoi în egală măsură. Și se va face sondaj, vestitul sondaj la PSD. Asta spune și dumneavoastră și am spus... A anunțat și purtătorul de cuvânt. Da, se va face un sondaj. Sunteți pe listă? Păi tocmai că v-am spus, nu sunt pe listă, nu am fost contactat de nimeni de la PSD. Nu v-ați anunțat intenția? Nu mi-am anunțat încă candidatura. Așa că vorbim de... Cu mine vorbiți un pic de administrație și, de câini și de ce eu mai vreți la eu citeam aceste mesaje. Am înțeles, da? Și v-am spus de la începutul emisiunii, știți regula emisiunii, citim toate mesajele. Foarte exact bine, dar când le citiți ne dați și ocazia să și răspundem. Sigur, vă rog. La urmă spunem... Vă rog. Referitor la câini. Spunem același lucru de 1000 de ori și nu este chiar plăcere să repetăm așa ca un tonoma. Știți cu toții. Dacă mergem și vedem adăpostul de câini, are 650 de câini, este arhiplin. Într-un adăpost de până sub 500 de câini, avem 650. Vrem să dezvoltăm acest adăpost de câini, să-l mărim. Vom merge probabil până la 1000 de câini, dar în municipiul Giurgiu cred că sunt încă 2000 de câini la ora actuală. Deci nu există soluții. Ați văzut și vedem cu toții. Apar câini noi. Atât căței care sunt de anul ăsta fătați de câini din Giurgiu, da? Și vedem cu toții.
dar și câini, dar o campanie și câini, de sterilizare. Și câini aduși din afară. Chiar avem unul din cazuri semnalate, este un câine din Mihăilești, care l-am găsit după, că știți că ei au o zgardă și sunt, au un clătariu pus, și atunci știm clar de unde este, am făcut adresa respectivă, am chemat proprietarul care a luat acest câine și vom merge mai departe și vom... Domnule viceprimar, aveți acolo în față, uitați-vă, un bec mare, mare, mare roșu, că știți cum e în platoul la TV Giurgiu, știți ce anunță un nou telefon, așteaptă de ceva timp pe fir. Bună seara! Alo, bună seara, ne auzim? Dar îi rog pe colegii din regie să refacă legătura sau să ridice sunetul în platou. Deci, apropo de asta, tot așa, ca o glumă, luați-o ca o glumă, când a fost ultima oară nu era bec roșu. Din totdeauna a fost acest bec roșu. O adevărat că e cam de mult de când a fost, dar nu era bec roșu când a venit. Nu, din totdeauna, de când TV Giurgiu emite, este acest... Iată, s-a aprins din nou. Bună seara! Alo, bună seara! Alo, mă auziți? Da, vă rog. Din cartierul Buciului vă sunăm. Unde eu nu-ți mă numesc? Soția mea a mișcat-o câinii. Eu aș vrea dumneavoastră și la TV Giurgiu să anunțăm că ne-a mișcat soția câinii. Iar a doua zi ne-a mișcat o altă vecină, aceiași câini. Aici sunt foarte mulți câini în cartierul ăsta. L-aș spune și pe domnul Barcu și pe domnul Vladu. Domnul Vladu nu mi-a răspuns toate răspund. Dacă îmi răspundea și dânsul, îi spuneau aceeași poveste. Deci, da, nu fi putut acum, știți cum e, nu poate. În general răspund la telefon, la numai de pierdut și răspunde, sunt foarte deschis. Nu, poate dânsul avea treabă și de-aia n-a putut răspunde, nu zic da. Altceva, dar spun că n-a răspuns dânsul. Da. Iar domnul George Pălău care este să ocupă cu chestii, mi-a vorbit foarte urât și nu dat seama și jignit. Când l-a sunat să-i spun aceste chestii. Cine v-a jignit? Domnul George Pălău. A, nu știu. Despre asta nu știu. Știm. Și cum se simte soția? Are piciorul în cotoare, umflat și ea și vecina noastră a făcut acele injecții date de anul și pentru cătei, cum se numește, acele injecții și mi-a refăcut încă patru, pentru care eu trebuie să plătim. Și nu știu cum, cu ce să le plătim aceste injecții și tot ce avem de făcut. Iată. Este adevărat. Doar aici am o băieție de 40 de luni. Este adevărat, îmi pare rău pentru soția dumneavoastră și pentru vecinul dumneavoastră. Mulți. Este adevărat, uitați-vă că asta este o problemă. Da, dar ne mănâncă câine, până ne pare rău, unde alții mănâncă câine, ce facem? Este o problemă la nivel național. Ați văzut că s-a dat la un moment dat legea să... Domnul Vladu, am fost acum o săptămână la ruse. Dar să termin și eu ceva? N-am văzut niciun câine. Poftiți? N-am văzut niciun câine. La ruse, săptămâna trecută. Spus la ruse, n-ați văzut. Da. Poți să mai pun o întrebare noastră? Mulțumim pentru telefon. Să vreți să da, vă rog. Azi la numărul 8 am fost cu copilașii. Eu am 2 copilași. Și s-a cerut 85 de lei pentru caietele speciale care rămân în clasă. Plus, în afară de acele caiete speciale, ne mai dă o altă listă să cumpărăm. Păi dacă la clasa 0 trebuie să dăm 2 milioane să cumpărăm caiete și cetării penal și astea, la clasa 7 acolo la mare ce fac? Am 4 listă să dăm pensia. V-am spus să vrea pe corp. Domnul Vladu mă știe cine sunt. Și domnul Florice știe cine sunt. Păi spune cine sunteți. V-am spus Udrea Ionuț Nelu, mă numesc. Ionuț Nelu. Udrea. Deci știe situația mea, știe că sunt foarte amărât. Ce fac cu copila și mai duc la școală, că n-am acești bani să-i văd că ai de mâine. Da. În control o luăm. Da, ăsta e învățământul. Eu am mai văzut copilul mâine la grădiniță. Românesc. Și la școală. Da, ce face? Vă mulțumesc, o seară bună. Mulțumim și noi. Dacă îmi permite să spun și eu câteva cuvinte referitor la adăpostul de câini, cred că într-adevăr aici inițiativa autorității locale a fost bună pentru crearea acestui adăpost în ultimii 3 ani de 650 de locuri de cazare pentru câinii fără stăpân, dar cred că trebuie extins adăpostul de la Giurgiu. Pentru că, într-adevăr, sunt destul de mulți câini fără stăpân în municipiul Giurgiu și la noi, la cabinetul deputatului de pe strada Tineretului, iar și-au avut apariția un grup de 4-5 câini care, pe timpul nopții, datorită faptului că sunt câini,
atacă persoanele din zonă. Același lucru s-a semnalat și la, în zona Obor, în zona containerelor apropiate de grădiniță, o grădiniță de copii din zona Obor. Cred că sunt lucruri care le putem rezolva. Da, acolo este. Numai acolo prin, s-a întâmplat și cu numai prin soția identificarea domnului de noi locuri de cazare pentru câinii fără stăpân, pentru că e o problemă deosebită. Asta putem să o facem dacă autoritatea locală nu dispune de fonduri necesare, poate printr-o acțiune de voluntariat cu asociațiile umanitare din zonă și asociațiile care se ocupă de gestionarea câinilor fără stăpân. Cred că am putea să extindem puțin spațiile de cazare pentru câini, măcar să mai adunăm din ei, zicem, 100-200 de câini, mai ales în special în zonele în care se semnalează că ei sunt periculoși. Să ne spună domnul Vladu cum s-a renovat școala 8. Cine a renovat-o și mai ales pe câți bani? Toaletele de la școala 8 în ce stadiu sunt? Știe domnia sa? Da, deci școala 8 nu a intrat într-un proces de renovare, ea este o școală nouă în Cerciu. Da, relativ nouă. Da, relativ nouă. O știm că am fost împreună de multe ori în școala numărul 8. S-a făcut pur și simplu o igienizare. Cred că igienizarea este făcută cu forțe proprii, nu cu firmele de afară. Vă rog să ne spuneți ce se întâmplă cu norma de hrană a polițiștilor locali. Este un zvon că le vor, că nu le vor mai primi de luna viitoare. Da, parcă așa scria, da. Că bun. Da. Că nu sunt bani. În momentul în care a apărut legea cu norma de hrană, spune clar în lege că unitatea bugetară, respectiv primăria, poate să acorde norma de hrană în funcție de posibilitățile financiare pe care le are. Așa. Și nu mai aveți posibilități. Deci așa că s-a stabilit la început posibilitățile financiare pentru norma de hrană, s-a discutat cu personalul de la poliția locală și s-a stabilit clar câte luni sau care sunt banii care se vor da pentru norma. Asta știm, dar mai sunt bani până la sfârșitul anului până sau nu? Nu? Bani, nu. Păi atunci nu este obligat. Vă reamintesc, deci, vă reamintesc că primarul municipiului a spus în mai multe conferințe de presă: avem bani până la sfârșitul anului. Avem bani avem până la sfârșitul anului pentru salariile de la nu și pentru local. Norma de hrană. Norma de hrană spune este, avem bani. Da. Nu, eu știți spun cum este? Deci, haideți să vă spun. Redau la început se face bugetul pentru salariu. Este, nu mă anunță, dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți un pic și mecanismele financiare. Bugetul pentru salarii este un lucru separat și avem bani pentru salarii, pentru toți cei 90 de oameni care au rămas în poliția locală, și bugetul pentru norma de hrană a fost un buget care se termină. Probabil că se termină luna aceasta. Da. Restul, nu știu dacă mai găsim resurse, dacă mai putem să mai găsim ceva, să mai dăm o lună, două ar fi foarte bine. Dar deocamdată, în momentul acesta, nu avem. Cineva spune, este justificat titlul deoarece în platou sunt trei oameni ce luptă pentru Giurgiu. Se referă la titlul de pe ecran, trei pentru Giurgiu. Și noi respectăm colegii de la TV Giurgiu, dar și invitații. Succes tuturor! Sigur, este un mesaj de la colegii noștri de la Valahia TV, care probabil că ne urmăresc, îi salutăm. Cu actuala clasă politică, Giurgiu se duce de râpă. Ne ocolesc investitorii. Vă cunoaștem de peste 20 de ani, domnule viceprimar Vladu, și știm că orice ați promis, ați rezolvat. Familia noastră vă susține și vă urăm succes. Ileana. În mai toate școlile din Giurgiu sunt director prietenii domnului Oprișan. Au trei facultăți, educație, fizică și sport. Este normal ca domnul primar să pună în ghiozdanele copiilor autografe semnate de domnia sa? Este rușinos, josnic. Da. Te bucuri de situația precară? E scris într-un alt... Nu înțeleg, sunt și niște simboluri și n-aș putea să intuiesc până la sfârșit.
Domnul Alexandru Vladu a demonstrat prin activitatea administrativă de până acum că este candidatul cel mai potrivit la funcția de primar. Este omul care s-a implicat activ în toate domeniile de activitate. Social, cultural și încă ceva. Dar vin prea multe mesaje, de aceea v-am zis că aș fi vrut să le citesc în timp real. Referitor la problema câinilor vagabonzi, vă rog să-l întrebați pe domnul Stănișteanu, ca viitor posibil primar, care este soluția dumnealui în rezolvarea acestei probleme. Referitor la locurile de muncă, domnul Stănișteanu, ce soluție are pentru crearea acestora și cum vede dânsul traiul giurgiuvenilor în condițiile în care aceștia nu au venituri? Domnule Stănișteanu. După ce am șomat atâta, era normal să vină trei într-una, ceva de genul ăsta. Nu, deci prima întrebare era cu câine. Sigur că, în opinia mea, trebuie alocate niște fonduri suplimentare pentru mărirea acelui adăpost de câini. Cred eu, acum, prioritățile primăriei și le stabilește fiecare conducere în parte. Ordonatorul principal de credite e cel care își dirigează resursele financiare așa cum crede de cuvință. Sunt câinii parte din prioritățile dânsului în programul de 4 ani pe care îl are. Se ocupă de câini, eu știu, se ocupă de altceva. Deci, eu nu văd altceva decât această soluție. Cred că ar mai trebui urmărit și am înțeles, domnul Vladu poate să ne spună mai multe, că sunt destui care aduc câini spre Giurgiu, dacă tot era proverbul ăla. Sigur, cu câine, latră câinii în Giurgiu, eu am negat-o. Și când eram student, făceau glume pe seama asta colegii mei și îmi spuneau, bă, de la voi s-aud câinii? Și le spuneam mereu că nu, de la Bulgaria. Acum dumneavoastră mi-a spus că pe la Bulgaria n-am mai fost în ultima vreme, dar prea mai sunt. Mă rog, o să retracte și răspunse, dar... Partea cu locurile de muncă. Aici nu sunt soluții miraculoase. Și aici, din câte mi-aduc eu aminte, cred că de prin 92, de când a fost prima candidatură la primărie, a fost subiectul principal. Locuri de muncă, locuri de muncă, locuri de muncă. Sigur că din 92 în 96 au reușit locurile astea de muncă să dispară, nu să apară noi locuri de muncă. A fost perioada în care s-a dus fabrica de zahăr, a început să o ia pe Topogan, șantierul naval și combinatul chimic, Igmugu și așa mai departe. Dunărena, sigur. Deci au fost societăți comerciale, întreprinderi la vremea respectivă care asigurau locurile de muncă. Să știți că niciodată, oricât am vrea noi, nu o să mai găsim întreprinderi mamut, așa cum au fost cele de la șantierul naval și cele care pomeneam mai devreme. Dacă pe vremea aceea mă întreba cineva când aveam, conduceam și eu o întreprindere, câți angajați ai, 50, râdea de mine. Acum, când îi spun că am 30, dai de mâncare de la 30 de oameni. Deci, diferența e de la cer la pământ. Nu se va produce un miracol în Giurgiu peste noapte să fie locuri de muncă aduse așa în portbagaj cu mașina sau pe linia ferată, ci trebuie gândită foarte bine o strategie cu acei investitori. Să știți că prin anul 2005, când cred eu că a fost adevărata relansare economică a României și de fapt s-a văzut și creșterea produsului intern brut care a durat până în 2008, 2005 fiind anul de origine cu creșteri importante. Țin minte că era atunci ARISU, Agenția Română pentru Investiții Străine, și din întâmplare și din fericire eram aveam cunoștință pe secretarul general de acolo care mi-a trimis o serie de investitori. Dar de ce va trimite către prefectură atâta vreme cât n-ai o bună colaborare și inițiativa să vină din partea administrației publice locale, respectiv a primăriei? Deci dacă nu există deschidere, să-i dai teren, să-i creezi facilități, acum Giurgiu, slavă Domnului, după ce au venit și gazele, cred că putem să oferim investitorilor gama întreagă de facilități, de utilități. I-am trimis la primăria Giurgiu, după care, după vreo 3 încercări de genul ăsta, când am văzut că n-a fost o receptivitate deosebită de partea...
Mai spuneți 2005-2006, ce credeți? Că mi-e rușine să spun că era primar domnul Iliescu sau ce credeți? Nu, eu spun adevărul. Dar care, fost... care credeți că a fost cel mai bun primar de după 90 încoace, pe care l-a avut Giurgiu? De după 90? Da. Păi, stați un pic, că nu pot să compar patru mandate cu, cu unul singur. Dar... dar până ceea ce a făcut Iliescu până acum, nu știu dacă domnul Barbu ar putea să facă în patru mandate la fel. E o comparație un pic forțată. Nu, neapărat. Zic că e un pic forțată. Nu știu. Domnul Iliescu, Iliescu a beneficiat, din ce știu eu, de niște proiecte destul de bune rămase de la domnul Tunaru. Așa spunea dânsul la vremea respectivă. Ei, așa zice. Ulterior, domnul Barbu a beneficiat de niște proiecte rămase de la domnul Iliescu. Altfel să vede pe ansamblu când omul muncește 16 ani în același loc de muncă. Înțelegeți? Continuitatea eu cred că face bine, din punctul ăsta de vedere. Mai departe, că există discuții, că bani au fost mulți, că puteau folosi, fi folosiți mai bine atunci, puteau fi cheltuiți mai bine în momentul de față. Astea sunt discuții care dau naștere la tot soiul de speculații în care nu vreau să intru, la modul avem, cel mai sincer. Avem încă un telefon și... n-am și pe prietenul meu aici și dacă critic primăria, mă ceartă după emisiune, nu... Am glumit acum, nu... Da. Că dacă aș ști lucrurile despre dânsul, nu spune așa... Am să vă citesc... În față, suntem bărbați toți trei în emisiune și cred că putem să suportăm și ce sigur scrie că acolo. Da. Bineînțeles. Doi sunt împotrivă, mi se pare... Trebuie să vă asumați. Eu vă spun la modul cel mai sincer. Eu personal nu cred că vreunul dintre noi trei suntem împotriva Giurgiului. Nu. Eu un SMS acolo și trebuie și... să-l comentez. Eu sunt convins că nu e niciun. Eu așa sunt convins. Dar e părerea Giurgiuveanului, eu respectăm. Asta e. Bună seara! Parcă mai avem una. Bună seara! Hai, ne auzim? Nu ne auzim în platou. Din păcate. Da, domnul Noruț Stănișteanu merge pe aceeași idee cu domnul Vasile Mustățea și anume, și anume dezbină și condu. Și ăsta e motivul pentru care s-a înscris în cursa pentru primărie. Sau a simțit că venirea domnului Florian Nicolae începuse să aducă armonie în PNL și s-a gândit să intervină, se semnează Adrian. Bună seara! Nu ne auzim nici acum. Ce părere aveți de mesaj? Cum răspundeți? Alo? Cu siguranță... Bună seara, acum ne auzim. Mai întreb. Cu cine stăm de vorbă? Bună seara. Mai întreb, mai întreb. Bună seara. Da. Probabil o defecțiune tehnică, sper să... Alo? Da, 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 bună seara. Bună seara. Sunt în direct cu dumneavoastră. Da, sunteți în direct, da? Și probabil v-ați blocat singură telefonul. Vă rog. Da, nu știu ce s-a întâmplat. Oricum aștept de o jumătate de oră să intru în direct cu dumneavoastră. Vă rog. Încă o dată, bună seara. Bună seara. Am fost plăcut impresionată să văd că ați deschis emisiunea cu subiectul din această zi specială și pentru copii și pentru părinți și pentru toți profesorii, pentru dascăli, cu începerea noului an școlar. Eu sunt mămica unei fetițe care anul acesta este boboc, este clasa nouă la liceul Tudor Vianu și am rămas foarte, foarte plăcut, impresionată să văd condițiile bune în care copilul meu va învăța de aici încolo 4 ani de zile. Și aici mă refer la mobilierul nou, la tabla nouă, tabla pe care, mă rog, ea va scrie și va fi ascultată. Și sunt convinsă că aici s-a implicat foarte, foarte mult municipalitatea și îl aveți în studio pe domnul viceprimar Alexandru Vladu și personal vreau să-i aduc mulțumiri pentru lucrul acesta. M-auziți, da? Da, vă aude domnul viceprimar. Da, personal îi mulțumesc pentru condițiile în care copilul meu va învăța 4 ani de zile. Pe urmă,
aș vrea să-mi exprim strict un punct de vedere personal. Este personal ceea ce spun acum. Vă rog, exprimați-l. Poftiți? Exprimați-l. Primarul care, omul care va conduce orașul în anul 2016, din punctul meu de vedere, trebuie să întrunească cel puțin două condiții cumulativ. Un om gospodar și un om cu suflet, pentru că ceea ce gospodărește face pentru oameni. Un om care să ajute individul singular, și aici mă gândesc la cazuri disperate, la cazuri sociale, la cazuri care chiar au nevoie. Și pe urmă să ajute și comunitatea. Deci indivizii la un loc, comunitatea, orașul, mă refer la municipiu, la orașul Giurgiu. Încă o dată, până să intru în direct cu dumneavoastră, am văzut cei trei invitați. În momentul în care mi s-a făcut legătura, am închis televizorul ca să nu existe bruiaj. Dar personal, omul căruia eu i-aș da votul în 2016 este viceprimarul Vladu. Este implicat și astăzi la fel am rămas la fel de impresionată să aud de la alte mămici că la școala 10, la școala 6... Noi am auzit un bunic mai devreme de la școala 10, doamnă. Rechizite, poftiți? Am auzit o veste tristă de la școala 10. Acum, dumneavoastră, cu mămicile, noi cu bunicii, copiii n-au clase să învețe, adică sunt sau dascăli, învață 40 în clasă. Știți, părerile diferă. Dar, aici da, eu mă refeream la acțiunile omului, care s-a gândit la delimităm copii mai puțin fericiți, care vin din familii sărace, defavorizate, dar ceea ce spuneați dumneavoastră că învață câți 37, da, am ascultat doamnă, telefonul sună în continuare peste apelul dumneavoastră. Așa, cred că auziți și dumneavoastră în receptor, auzim și noi aici. Scurtând, dacă aveți să-i transmiteți un mesaj domnului viceprimar, pentru că vă aude. Da, scurt. Până acum eu m-am auzit ce am spus. Da, v-ați auzit? Da, deci sunteți în direct de când m-ați auzit pe mine. Deci personal mulțumiri pentru condițiile bune în care copilul meu își va petrece cel mai auzit mult timp dintr-o zi, da? Și din punctul meu de vedere, dânsul la ora asta este cel mai bine cotat, fiind prezent peste tot. Între mulțumim noi, pentru între telefon. Noi, da, vă rog. Mulțumesc și eu pentru aprecie. Am dat un mesaj mai devreme. Acum vreau să spun că Tudor Vianu, am spus, este liceul în care noi am lucrat anul acesta. Da. Și când vorbim și de table, face parte din mobilier, așa că atunci când am cumpărat mobilierul, inclusiv tablele au fost cumprise în licitație. O să confirm. Domnule Vladu, să ne spuneți ce valoare... Mi-a întrebare mai devreme. Da, iertați-mă, da. A fost atât de mult de lung acest telefon și da, vă rog. Problemă. Cred că ar fi una dintre ultimele probleme la care m-aș gândi să dezbin partidul. Nu știu cum gândesc alții, nici nu mă interesează. Problema Partidului Național Liberal pentru mine e o problemă de suflet. Am venit în 95, atunci când Partidul Național Liberal era în opoziție. Nu am venit că vreau funcții, că vreau eu știu ce altceva. Eram prea mic și prea tânăr ca să mă gândesc atunci la așa ceva. Dar vreau să vă spun, cel care face astfel de afirmații nu mă cunoaște bine. Nu cred că asta foarte mult de vorbă cu mine ca să pot să-i confirm sau să-i infirm niște lucruri, să vadă modul meu de gândire. N-am să plec niciodată la un alt partid. Partidul Național Liberal reprezintă, cum să spun, în opinia mea,
partidul care este, care poate aduce creșterea pe care ne dorim cu toții, creșterea nivelului de trai. După ce liberalii construiesc, așa cum s-a întâmplat și de-a lungul istoriei, vin ceilalți și cheltuiesc. Cam asta s-a întâmplat. De aceea este un argument destul de solid să vă spun că nu am niciun fel de intenție de a dezbina Partidul Național Liberal. Avem un alt telefon. Bună seara! Alo, bună seara! Alo! Bună seara! Nu ne auzi. Ne auzim? Bună seara! Da, bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Și scurt, vă rog. Mă numesc Pădure Ion. Da. Președintele PADR-ului. Da. Și aș vrea să adresez și eu o întrebare domnului viceprimar Vladu și domnului deputat Nicolae Florian. Vă rog. Deci în posibila candidatură care vor avea pentru scaunul de primar, ce ar putea să facă pentru comunitatea de rom? Acum, ori domnul Vladu, ori domnul deputat, pentru că asta e părerea mea și cu tot pentru domnul Noruț, dar cred că bătălia și finala va fi între 2 și 2, asta e părerea mea. Între ce? Ce va face pentru comunitatea romilor? Stați puțin! Să ne răspundă și nouă. Mai ziceți odată cu bătălia finală între 2 și 2, ce înseamnă? Între 2 și 2, între domnul deputat, cred eu, Nicolae Florian și domnul Alexandru Vladu, va fi finala, e părerea mea. Dar dacă unul dintre ei va câștiga, ce va face pentru comunitatea de rom? Acum vă vor răspunde, mulțumim pentru telefon. Da, mulțumesc, să rămână. O seară bună. Ce veți face, domnule deputat? Deci, în primul rând, eu am susținut de foarte multă vreme că această comunitate de rom din municipiul Giurgiu trebuie să stea unită, să se unească, să nu mai reprezinte interesele politice ale unui partid sau ale altuia, să se unească într-o formă politică de organizare, iată că a apărut partidul Alianța Democrată a Romilor, sau alte forme de organizare politice, astfel încât să-și reprezinte singuri interesele. Au proiecte europene, au fost proiecte europene, proiecte operaționale pe zone defavorizate, pentru zone defavorizate. Acum, sigur, sunt iar proiecte din fonduri europene în perioada 2014-2020 pentru rezolvarea problemelor etniei rome. Trebuie să știe să-și reprezinte singuri interesele, pentru că dacă tot o să stea la mâna partidelor, altor partide politice, sigur vor fi folosiți ca și masă de manevră. O masă de vot. Cineva spune că... Da, vă rog. Da, eu cunosc foarte bine etnia romă din Giurgiu. Asta și prin faptul că sunt președintele grupului local de lucru privind incluziunea romilor. Și am luat-o ca o sarcină care mi s-a dat de Consiliul Local și am reușit să pătrund și să cunosc foarte multe cazuri din etnia romă. Ce putem să facem? Încercăm să facem ceea ce facem pentru toată lumea. Etnia romă reprezintă o minoritate din Giurgiu, dar nu au niște probleme care sunt un pic diferite decât celelalte. Toată lumea are nevoie de case, inclusiv cetățenii de etnie romă. Avem pregătit acum pentru cetățenii de etnie romă și vom face 29 de case, vor fi aprobate de Agenția Națională de Locuințe. În anul următor, cred că le vom și derula. Avem acum un bloc de 20 de locuințe care îl vom ridica pentru cazurile sociale deosebite, iar cazurile sociale deosebite, le știți cu toții, sunt și cazurile din Istru. Sunt două blocuri ale cele de la Dunăreana, care ne-am lăudat un pic cu ele că le vom și moderniza, și nu spun că ne-am lăudat gratuit.
pentru că unul din ele a fost scos la licitație, a fost câștigat la licitație și acum 2-3 săptămâni de zile firma care a câștigat licitația a renunțat și a retractat contractul. Urmează din nou să fie ridicat pe SEAP și va fi scos, cred că luna aceasta. Cineva spune? Luna aceasta va fi scos din nou la licitație. Da. Cineva spune că mobilierul de la Tudor Vianu este de proastă calitate. Am foarte multe mesaje. Vă cer permisiunea să trecem la întrebările emisiunii, pentru că sunt sute de mesaje. Cineva mă acuză că sunt părtinitoare și nu dau toate mesajele pe post. Nu am timp să citesc toate mesajele. Se vor lămuri și invitații mei, dar vă promit că le vor parveni mesajele dumneavoastră. Dacă găsiți o emisiune mai bună decât asta, unde să transmiteți mai multe mesaje, sunteți invitații mei. Domnule Stănișteanu, ați avut timp din ianuarie, de când ați revenit în PNL, să candidați la primărie, să vă anunțați candidatura din ianuarie. De ce ați făcut-o de-abia după ce deputatul Florian Nicolae a intrat în PNL și a anunțat această intenție? Este o întrebare pe care sigur ați mai auzit-o, sau dacă nu, poate sub altă formă. Sigur am dat să răspund și la ea chiar vineri în conferința de presă. Vă rog. Am avut aceeași întrebare pusă. Unul la unul a fost în termen limită. Deci, și acum sunt deschise candidaturile în PNL, Giurgiu. Și dacă se mai înscriu 3, 4, păi, 10 aici... Maria Măroius, parcă nu știu, am citit. Da, habar n-am, deci n-am fost la partid să întreb cine și-a mai depus. Nu urmăresc chestia asta. Deci chiar nu e o problemă, nu reprezintă o problemă pentru mine. Mi s-a părut corect să fie o competiție. Mi-am făcut toate calculele și cred că am șanse de reușită. Sunt hotărât ca să muncesc pentru am câștiga locul în finală, pentru că vorbeam mai devreme că acum eu și cu Floricel suntem într-o semifinală. Cel care e un pic mai bine plasat va merge în finala mare. Nu știu, o fi și domnul Vlado acolo, nu fi. Și poate că m-au hotărât un pic mai greu și Floricel s-a hotărât să vină destul de greu în PNL. A tot spus de prin iarnă, toamnă, nu mai știu când, că are așa o gândire mai liberală și că o să vină către noi, s-a hotărât mai greu. Deci motivele nu sunt că și-a depus Floricel candidatura. Nu, ăsta a fost substratul... Nu, dar n-am umblat niciun substrat, asta ați liniștit, nu a fost pe nimeni. Ați afirmat la un moment dat că ați fost exilat de Iliescu. N-am spus, eu a spus presa. Faptul că nu m-am înțeles cu Iliescu a fost o speculație a presei că am fost exilat. Nu m-a exilat nimeni, stați liniștită. Că ulterior a trebuit să plec din Giurgiu așa fără motive prin anul 2008, e cu totul altă poveste. Ați avut un parcurs, adică rău nu v-a fost așa, cât ați lipsit din cât Giurgiu. Cât muncești, n-are cum să-ți fie rău. Cât ați lipsit din Giurgiu, dacă ar fi să venim de pe vremea când erați prefect în cabinetul Tăriceanu. Cum da, deci am avut un parcurs la care probabil unii oameni s-au gândit că pot să-și delege încrederea pe mâinile mele și au făcut-o. S-a dovedit că în unele locuri chiar fără falsă modestie au judecat bine. Cum se văd problemele? Ați fost niște ani plecat din Giurgiu. Cum se văd problemele Giurgiului? Cum le-ați văzut? Acum ce să vă spun? Dacă mă întrebați cum le-am văzut de la București... Din Spania, de exemplu. Da. Consulat. Bun, mergem așa la consulatul spaniol. Sigur că discutăm de cu totul și cu totul altă administrație. Deci am reușit să o parcurg, am reușit să o învăț. Cred că am reușit să preiau și câteva lucruri bune pe care le știu și sper să le pot pune în aplicare. Am încercat la rândul meu perioada de 2 ani de zile cât am stat acolo să
ajut giurgiuveni printr-o înfrățire cu orașul Tarragona. Din păcate, timpul a fost destul de scurt, pentru că demersurile în Spania nu sunt așa de simple ca în România, încă ne mai consideră... Bine, nu v-am cerut să faceți o comparație sau... Mai concret la întrebare atunci? Da, cum vedeați de acolo, Giurgiu? Cum mult dor. Percepția dumneavoastră? Mi-era dor de Giurgiu. Și cum l-ați găsit? Și de familie, și de prieteni. Și cum l-ați găsit? L-am găsit cam în aceeași poziție. Tot în sudul României. Sunteți prieten cu actualul primar și totuși doriți să-i luați locul. E... N-are nicio legătură, dar e mult spus o prietenie, am mai explicat-o. E a treia oară, da? Am răbdare, dar numai, dată nu e o prietenie, nu. Admitem, nu este o prietenie. Nu, păi da, am explicat, o prietenie presupune mult mai mult. Eu mă cunosc cu domnul Barbu, din mediul de afaceri și din administrație. Dar și dacă ar fi o prietenie, n-ar trebui să vă deziceți, că nu trebuie... Adică dacă sunteți prieten, nu trebuie să fiți cu nevasta. Adică nu o cunosc. Nu se cunosc soțiile atunci între dânsele. Eu zic că o prietenie înseamnă mult mai mult. Mult mai mult. Nu cred că fiecare dintre noi avem prea mulți prieteni să-i numărăm. Asta e părerea mea. Și mai spunea cineva odată că amicul e cel pentru care faci tu ceva, prietenul e ăla care face ceva pentru tine. Ori trebuie cântărite bine lucrurile astea și făcute. Acum a spus unul mai bătrân ca noi, nu știu cum îl chema, Balzac, ceva de genul ăsta, dar... Chiar dacă, e discutabil. Mai discutat. E discutabil. Da, am spus discutabil. Da, sigur. Dar nu-l contest, dar e discutabil, am spus. Da, am spus dincolo, ca să completez, sunt mai prieten cu Floricel, că am făcut liceu împreună, ne-am mai avem niște prieteni comun pe unde ne-am V-ați regăsit, iată. Mint micul ceva. Nu. Am mai fost și la câteva onomastici împreună, de cu Barbu n-am fost niciodată. Enumerați câteva dintre nerealizările actualului primar, domnule Stănișteanu. Vă rog, numai puțin, domnule deputat. Prima dată să trec de semifinală și pe urmă finală. Vă promit că o să discutăm. Pentru că ați venit la Giurgiu și vedeți poate mai bine decât noi situația de aici. Pentru că... E logic, nu? E logic. Multe realizări au fost și... V-am rugat să enumerați câteva... Haideți să rămânem la una. Consider că pe vremea lui Iliescu era mai multă curățenie decât acum. Haideți să nu insistăm totuși. V-am spus, promit să vă dau mai multe detalii când o mai ajungem în finală. Am văzut un mesaj pe Cror la dumneavoastră cu privire la cum acționăm noi, ce facem noi, reprezentanții Partidului Național Liberal, pentru întărirea organizației PNL la nivel de județ. Eu aș vrea să fac următoarea afirmație, ca de altfel și la municipiu, unde colegii mei m-au desemnat președinte interimar al organizației municipale PNL. Dacă nu avem consens, dacă nu ne unim, dacă nu suntem atenți la mesajele care ni le trimit simpatizanții noștri, cetățenii orașului, sigur nu o să putem să ne gândim că vom parcurge în etapa imediat următoare un traseu pozitiv pentru organizația județeană PNL. Tonul se dă de la municipiu. Dacă la municipiu noi vom fi bine organizați, uniți, cu apropiere, cu comunicare, cu dialog cu cetățenii și vom prelua prin discuțiile cu cetățenii, vom prelua problemele care se confruntă comunitatea, atunci noi ne vom întări și vom întări și organizația județeană. Sigur o să vadă în noi oameni cărora ne pasă de orașul nostru, de județul nostru, și atunci noi vom copta mai mulți membri de partid, membri activi și membri simpatizanți în rândurile Partidului Național Liberal. Sunt semnale că în municipiul Giurgiu foarte mulți cetățeni doresc o echipă unită în partea dreaptă a eșichierului politic și mă refer la Partidul Național Liberal. Totul depinde de noi. Dacă noi vom avea comunicare cu cetățenii, vom avea consens în rezolvarea problemelor comunității și, bineînțeles, vom ține cont și de nevoile pe termen lung și nevoile imediate ale cetățenilor, vom avea mai mult succes și vom fi mai apreciați de comunitate. Până în prezent am constatat că membrii Partidului Național Liberal din organizația municipală, formați atât din PDL-ul vechi cât și din PNL-ul vechi,
dau dovadă de multă maturitate în realizarea unei echipe unite, cât mai aproape de cetățean. Avem un nou telefon și multe alte întrebări pentru dumneavoastră. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă rog, cu cine stăm de vorbă? Mă numesc Mihai Diamanta. Așa. Locuiesc în cartierul Tineretului, chiar lângă magazinul Andy. Am și eu o problemă. Dar vă rog pe scurt și repede. Vulcanizarea, ci chiar lângă magazinul Tineretului. Vulcanizarea, da. Care iese după timpul domnului Iliescu, de când era primar. Am fost la primarie, am fost la mediu. Eu, toată zgomotul, de la ora 7 dimineața până la 11 noaptea, la mine, în geam este. Sunt și eu proprietar de atâția ani, din 1974 locuiesc aici și sunt la parter. Nu are veceu, nu are nimic, urinează pe bloc, gălăgie, sunt foarte bolnavă. M-am îmbolnăvit din anul 2002, am fost pensionată 10 ani medical, acum sunt pensionată la limită de vârstă. Am făcut atâtea plângeri, am fost până și inclusiv și la domnul primar Nicolae Barbu, care este, că nu are ce să facă, că nu are cu ce să mă ajute, că mă înțelege că sunt bolnavă, dar dacă el își plătește taxile, el zice că are concesionat acest teren. N-avem loc între bloc și vulcanizare o jumătate de metru. Nu putem să trecem nici cu rufele, să le întindem în spate. Domnul Florian știe că a trecut pe aici așa. Și cu votările și cu toate, și domnul Vladu cunoaște zona asta. Dacă s-ar pune în locul meu să locuiască, dânsul nu vreau mai mult decât de 2 ore să stea în casă unde stau eu. Da. Ați mai intrat în direct. Chiar așa am făcut atâtea plângeri. Nu m-a ajutat absolut nimeni cu nimic. Chiar în situația asta. Vă ajută domnul Stănișteanu. Da, putea să o facă la o margine. Putea să-i dea un teren unde toate vulcanizările din toată lumea asta. Nu este, e și un părculeț, e și magazinile, e și asociația. Doamnă, ați mai intrat în direct. Pentru faptul că apa care curge din asta imprimă în pereții mei. Nu are veceu de atâția ani de zile. Nu se mai poate trăi atâta miros, atâtea nenorociri și atâta gălăgie. Sunt foarte bolnavă. Vă rog, ajutați-mă. Chiar de mult doream să vorbesc cu dumneavoastră și cu domnul Florian și cu domnul Vladu, că îi cunosc de mulți ani, și cu doamna Florina Dragulin. Am zis, măcar zic să vorbesc, poate o vrea bună. Ați mai vorbit și în emisiune la mine, ați mai fost. Să mă ajutați și pe mine să mă scăpați de acest schimb, de acest amar, că toată gălăgia nu e decât la mine. Domnule viceprimar, mulțumim, doamnă, pentru telefon. Aveți o soluție pentru doamna de la telefon? Bun, eu am înțeles, am auzit problema, am aflat-o și de la primărie. Este acolo o societate care are închiriat și care își desfășoară o activitate legală. Acum, dacă sunt probleme care deranjează, sunt alte foruri care pot constata acest lucru. Nu știu, dacă este zgomotul prea mare, dacă, eu știu, se întâmplă ceva și poate nu respectă legile sanitar-veterinare sau pentru că nu are WC-ul. Sunt alții care pot decide dacă activitatea societății respective este legală, da sau nu. Nu poți să te duci ca primărie și îmi pare rău pentru doamna, pentru că cred că are un disconfort acolo destul de mare, dar nu te poți duce ca primărie practic și să-l scoți pe unul afară dintr-o locație, pentru că nu ai acest drept. Acest drept se stabilește în urma unei hotărâri judecătorești cu o hotărâre definitivă, în momentul în care sunt niște probleme care deranjează, încă o dată vă spun. E greu, deci oricine ar fi în primărie, și Floricel, și domnul Stănișteanu. Biata femeie, acum vă gândiți că e distrusă, da. Nervos. Dați voie să completez un pic. Deci, sunt în parte de acord cu domnul Vladu, există și o parte a primăriei
pe care poate că m-a neglijat-o în momentul ăsta. Prima dată trebuie verificat și contractul de concesiune, dacă într-adevăr este un contract, nu contează în timpul cui s-a făcut. A fost reprezentat... Este reprezentat, este contract legal. Bun. Da. Trebuie văzut clauzele legale, ce activități are voie să desfășoare, în ce condiții și așa mai departe. După ce se face asta, această verificare de către primărie, se poate merge mai departe către instituțiile de concentrate din subordinea prefecturii, care au, sunt abilitate să facă astfel de controle. Poate să se sesizeze și primăria, poate să se sesizeze și doamna în cauză. Cu, eu știu, o reclamație, dacă într-adevăr sunt probleme deosebit de delicate, cu o reclamație către prefectură, prefectura poate să emită un ordin de control prin care să meargă Direcția de Sănătate Publică, să meargă Garda de Mediu și toți factorii care se consideră concură la verificarea care trebuie făcută a vulcanizării respective sau societatea comercială care își desfășoară activitatea acolo. Deci da, lucrurile sunt, ar trebui să fie simple în condițiile în care se găsește o astfel de societate, așa cum descrie doamna. Sigur că e neplăcut pe raza municipiului Giurgiu să auzi că pe un bloc da, sunt tot soiul de probleme și... Dacă permiteți, aș spune și eu ceva în completarea la ce au spus colegii mei. Într-adevăr, competențele primăriei sunt limitate în această situație, dar totuși trebuie să identificate resurse și metode astfel încât să rezolvăm și problema doamnei. Pentru că eu sunt convins că acolo, lângă vulcanizare, dacă oamenii folosesc, eu știu, zona imediat apropiată de vulcanizare pentru a-și face nevoile, haideți să mergem, să ne deplasăm, domnule viceprimar Vlad, domnule Noruț, mergem până acolo mâine, vedem despre ce este vorba. Da, poate este... într-o discuție cu... Sunteți dispuși să mergem? Într-o discuție cu agentul economic, poate că... Domnul Stănișteanu nu știe. Această doamnă și colegii mei de la camera au recunoscut-o imediat, de câte ori are ocazia intervine, aproape indiferent de invitatul care se află în platou, tocmai pentru că are posibilitatea să se exprime în această emisiune. De aceea, mesajele sunt importante ca și telefoanele. Și dacă ați putea merge împreună, exact cum a spus domnul deputat, ar fi nemaipomenit să mergeți să vedeți cum stau lucrurile. Scumpă doamnă, eu vă promit că mâine sunt la București, poimine sunt la dumneavoastră, să vedem cu ce putem să vă ajutăm, atât cât ne permite și nouă legea și... Domnule deci noi precis nu putem să-i facem nimic. Asta e altă poveste. Vedem, ne informăm și da, putem să sezizăm organele competente. Păi, sigur, asta și trebuie să facem. Așa, putem să facem, domnul Noruț, putem să discutăm și cu agentul economic. Sigur, agentul economic, poate că... dacă nu a vorbit și dacă poate, eu știu, n-a fost comunicare bună... E biata femeie, poate nici nu e luată în seamă că suntem în România, ce doamne iartă-mă. Știți ce se întâmplă? De acord cu problema asta și problema e sigur că se rezolvă punctual, dar în principal se rezolvă probleme de ansamblu. Faceți pomană cu... Până la urmă cu biata femeie. Omul ăla are și el afacerea lui, dar poate se găsește o soluție. Poate vine primăria și antifonează cumva apartamentul, nu? O izolează fonic. Există diverse soluții. Chiar am să urmăresc să vedem dacă se întâmplă ceva. Deja o recunoaștem cu toții din platou atunci când intervine. Domnule Vladu, ați declarat la un moment dat față de situația familiilor de la Istru că în niciun caz nu vor fi evacuate în această iarnă și se caută soluții pentru ei. Vine primarul municipiului din concediu și spune că evacuările nu vor fi stopate. Cine spune adevărul până aici și de ce această divergență de opinii? Nu, eu cred că lucrurile s-au înțeles greșit și au fost interpretate greșit. Cred că și primarul a spus ce a gândit în sensul că vor continua demersurile legale pentru cele 12 familii, parcă. Dar părerea mea personală încă o dată este că și dumnealui cred că a spus că pe presă că totul se va face legal. Iar legal înseamnă să existe o hotărâre judecătorească definitivă, iar lucrul acesta
nu cred că este posibil să se facă în, așa de, de repede. De asta, probabil că mesajele sunt distorsionate în sensul acesta, pentru că nu te poți duce cu forța mâinii să-l dai pe cineva afară de acolo, pur și simplu așa, că vrei să-l dai afară. Nu, va trebui să fie făcute toate formele legale, în condițiile în care se va face. Noi am făcut deja și anchetă socială, am făcut o comisie, am trimis la, în tot blocul D și am chiar a terminat zilele acestea, a terminat și comisia de, de lucru. Și avem o imagine clară, clară tot, cu tot ce se întâmplă în, în acest bloc. Sunt deja multe apartamente care sunt părăsite, oamenii sunt plecați prin Spania sau Italia sau unde am plecat la lucru. Eu am văzut niște apartamente acolo. Apartamente, sunt camere, nu e vorba de apartamente, nu discutăm, dar nu discutăm de apartamente, dar sunt niște camere care, acum, de exemplu, la, la controlul care, care s-a făcut, s-a descoperit că oamenii sunt plecați. Știm clar acum ce oameni locuiesc acolo, unde lucrează fiecare, care este venitul fiecăruia, câți copii are, câți copii sunt la școală, câți copii nu sunt la școală, ce ajutoare primesc, că primesc ajutoare de la stat, dacă au alocație pentru copii, dacă au cazuri de, de oameni cu probleme, eu știu, poate invalid sau altceva. Deci avem o imagine foarte, foarte clară a, la toți locatarii din blocul D. Cineva acum spune? Vorbim de, de încă o dată spun, nu discutăm acum că noi dăm toți oamenii, toți locatarii din blocul D afară, dar oamenii care sunt certați cu legea, oamenii care creează probleme, care creează scandal, și am avut scandal și săptămâna trecută, pe la ora 2 noapte, acolo a fost poliția locală și a amendat una din persoanele care locuiește acolo. Dar deci, vedeți, toate astea se adună și se face un dosar pentru omul respectiv, că dacă deranjezi o dată de 3, de 5 ori, îi deranjezi pe toți și primești 5 amenzi de la poliția locală și ai și 5 referate făcute de, de referate, 5 hârtii făcute și de vecin pentru că deranjezi, atunci trebuie să iei o măsură și cu acea persoană care nu se încadrează și nu vrea să, să respecte condițiile de trai din, din blocul de... Domnule Stănișteanu, vă e somn? Vă rog, nu mă uitam pe televizor. Nu știu de ce tot insinuați chestia asta. Eu v-am mai spus, ați spus-o și cu alte dăți. A fost o glumă, erați așa, ascultați ce spunea domnul. Da. Nu insinuez nimic. Deci, ați declarat... până pe la ora 1, așa, încă putem să stăm de vorbă. Pe ce teme doriți dumneavoastră din administrație? Ați declarat că nu susțineți acțiunile umanitare întreprinse de un politician. Nu, de un partid politic. Sau partid politic. Partid politic, am spus. Da, da. Dacă la dumneavoastră vine o persoană și spune că nu are ghiozdan, nu are rechizite, vine o persoană, vin mai multe. Dacă o fac, o fac cu discreția cea mai mare posibil. Ca să-l ajut. Ce înseamnă cu discreția cea mai mare? Încerc să-l ajut în limita posibilităților pe care le am și nu află nimeni de acest lucru. Poate soția mea că trebuie să... Păi știți ce se întâmplă? Fiind de acord, nu, aici, aici, în acest platou, foarte multe persoane și ceilalți invitați pot confirma asta, vin și spun, am nevoie de o pereche de și copii. Trimit mesaje. Nu am Adidas. Vreau o placă, fiindcă nu am dinți. Vreau să merg la băi. Ce faceți? Vedeți, dumneavoastră, cred că vreți să duceți discuția pe un teren să-mi fie mie nefavorabil. Nu, nici vorba. E un pic așa tendențios, dar încerc să răspund la întrebare ca să ne înțelegem foarte bine. Din punct de vedere legal, poți să ajuți astfel adică de credeți de că vă puteți prevala așa la infinit de această discreție absolută? Discreție. Îmi dați voie să răspund? Da, răspundeți. Bun, mulțumesc. Vreau să vă spun că există modalități mai multe de a rezolva problema cu acești oameni. Modalitățile legale sunt prin Consiliul Local, care are un buget alocat. Domnul Vladu aici poate să confirme sau nu, care are un buget alocat pentru astfel de asistență socială, la fel și Consiliul Județean, care poate ajuta
oamenii sărmani în diferite condiții, sigur, după o analiză corectă făcută de aparatul de specialitate. Da. Există ONG-uri, există societăți cu aceste drepturi de a face aceste acțiuni umanitare. Vă spun sincer și foarte ferm, partidele politice, când acționează în acest stil, pentru mine înseamnă o indirectă cumpărare de voturi. Indirectă? Nu cumpărare de voturi. Da, poate, dar eu vă spun ceea ce cred eu. Cumpărare de voturi. Da. Dumneavoastră doriți este să candidați. Este părerea mea și vă spun că sunt foarte mulți care au această gândire. Mi se pare gândire. O ipocrizie, și... dacă vreți să fiu cinstită cu dumneavoastră. Sunt cinstit așa cum sunteți și dumneavoastră. Dacă mă cinstit. Face și ipocrit în emisiune... Nu, mi se pare și... o ipocrizie pentru că toți oamenii... Deci în, vă mențineți în... părerea. Atunci vă spun și eu că sunt trei... Transmite o cunoștință. Sunt trei mesaje care încercă să le dea de la ora 22 și 15 minute și nu intră pe scroll. Nu sunt trei. Sunt 100 și ceva de mesaje. Acolo. Sunt 100. Nu intră acolo. Pentru că nu haideți să încercăm nu, să fim obiectivi. Nu. Măcar deci, atât. Domnule Stănișteanu. Am venit aici nici să mă cer, dar... Cu tot respectul, vă rog să nu denigrați emisiunea, pentru că vă vor parveni toate mesajele. Vă veți bucura că nu am citit niște mesaje, pentru că sunt tendențioasă și nu fac așa ceva în nu, dar aduc... cu chestia cu ipocrizia, vă rog frumos, deci nu v-ați adresat persoanei care trebuie. Nu. Deci nu v-ați cunoscut până acum. Nu v-ați alăturat niciunei astfel. N-am stat odată de vorbă să mergem să, eu știu, să discutăm despre ce vreți dumneavoastră și mă faceți ipocrit. Nu, în emisiune, nu. Domnule Stănișteanu. Dar asta a spus și ați continuat. Domnule Stănișteanu, nu ați fost în nicio astfel de acțiune? Acțiune la vedere, de acțiune caritabilă, voluntariat. Dacă spuneți, dacă mi-arătați, nu știu. Voluntariat nu ați făcut niciodată. Nu cred, v-am spus și în cadrul partidului, am atâția colegi care le spuneam din 95, 96, 97, când vreți dumneavoastră. Păi, fraților, nu ne amintim de oamenii ăștia numai de Paște și de Crăciun. De oamenii ăștia trebuie să ne amintim în toată... perioada când suntem în funcțiile pe care le avem, să poți să stai cu 62 dumneavoastră, nu ați avut 62 de oameni într-o audiență într-o zi. Poate vă spune ceilalți doi și poate că au avut așa ceva. Păi, cam cum da, ești și... după 62 de persoane de audiență în care încerci să le rezolvi niște probleme și cu siguranță n-ai să le rezolvi pe toate. Cu siguranță nu poți să rezolvi. Bine. Bătând din palme locul de muncă. Ceea ce dumneavoastră spuneți acum este valabil pentru cineva care face astfel de lucruri doar în anumite momente. Această discuție a pornit de, chiar din interiorul PNL, unde ați arătat cu degetul către acțiunea inițiată de colegii dumneavoastră. Acțiune la care nu ați fost prezent, probabil, respectându-vă principiul. A fost o altă discuție pe care nu vreau să o aduc în discuție. A fost o altă discuție pe care nu vreți să o aduceți în discuție. Scuzați... Dacă îmi permiteți, eu cred deci, că dumneavoastră... cred că lucrurile sunt care acum? Nu sunt destul de clare? Nu. Pare rău. Nu trebuie să desenați, doar să explicați. Dacă am explicat, sunt patru metode prin care acești oameni pot fi ajutați. Și a cincea metodă pe care am mai dat-o încă o dată de exemplu, ceea ce ar trebui să facă în primul rând un primar și... cei care ocupă funcții de conducere, e ce scrie acolo la Biblie. Da? Dacă îi dai pește astăzi unui om, îl saturi pentru o zi. Dacă îl aștept să mi-arătați și mie unde scrie în Biblie lucrul acesta. Eu așa am auzit. Pe cuvântul vreau meu, să mi-arătați. Da. Eu dacă... Dar mergem acum, după ce se termină emisiunea chiar pe internet. Dacă îmi permiteți, eu aș vrea să încercăm să abordăm și alte teme, pentru că în platou mai ne aveți invitat și pe mine și pe domnul Vladu. Dacă domnia voastră doriți mai multă discuție cu domnul Noru Stănișteanu, vă rog să-l chemați într-o emisiune în care da, să este cu plăcere. Da, este invitatul meu, da. Chiar vin cu plăcere, da. Nu pe referitor la, eu vreau să ating două teme. Nu, pentru că s-a discutat foarte mult pe marginea acestei acțiuni, deci, pe tema mediatizării ei și așa mai departe, vă rog. Vă rog de ce nu ne-am adus aminte până februarie anul trecut? Ce să vă aduce? Stai puțin, domnul Noruț, eu până acum te-am ascultat, te rog frumos dacă mă las să spun și eu două cuvinte. Da, era o întrebare retorică. Păi nu, dar pot să spun eu că televiziunea la care acum ești prezent sau sunteți prezent, cum vreți să vorbesc cu tine, eu zic că vă vorbesc ca și coleg de partid,
Da? Televiziunea asta a luat ființă pe data de 10 decembrie după 9 decembrie în 2012. Televiziunea asta, te rog frumos, lăsați-mă să spun și eu două fraze. Televiziunea asta este o televiziune pentru giurgiuveni. În televiziunea asta și domnia voastră și oricare a venit aici n-a venit să plătească niște bani pentru a intra în emisii. Nici publicitate, nimic. Deci efectiv este televiziune publică, dar este întreținută din fonduri private. Toată asta se numește, dacă vreți, dăruire și aplecare asupra nevoilor cetățenilor. Bun, se numește și voluntariat. Voluntariat din fonduri private. Așa cum televiziunea asta face activitățile astea de voluntariat, așa se întâmplă și cu persoanele aflate în dificultate care se prezintă la cabinetul deputatului, ca de altfel și la primărie și la Consiliul Județean, care cere tot felul de sprijinuri pentru sănătate, pentru copii, pentru a-și îmbrăca copiii exact acum, pentru școală, a le lua rechizite și foarte, foarte multe cereri. Cum să le rezolvăm? Sigur, ne adresăm autorității județene, ne adresăm autorității locale, dar dacă găsim o asociație umanitară, dacă găsim oameni de bună credință, care se vor oferi voluntar să sprijine aceste acțiuni, aceste nevoi imediate ale oamenilor, de ce să nu o facă? De ce la un moment dat oamenii politici trebuie neapărat să fugă, treaba să spună, știi, noi dăm bani, numai din fonduri publice trebuie să dăm noi bani, din buzunarul nostru nu dă nimic. Eu cu asta nu sunt de acord cu poziția pe care dumneavoastră ați avut-o. Referitor la Istru, mă întorc la Istru și vreau să fac următoarea precizare. Eu n-am nimic cu nici cu locuitorii din zona Istru, care sunt tulburați de aglomerarea de persoane în cele două blocuri de nefamilii și de la intrare. Le respect poziția, respect și poziția care a luat-o primăria cu privire la luarea de măsuri față de cei care nu justifică prezența în zonă, dar mă interesează foarte mult ca copiii acestor oameni să aibă și ei următoarea procedură, care este. Ce se întâmplă cu copiii atâta timp cât părinții lor sunt evacuați, sunt dați în stradă timp când se apropie vreme rece. Asta trebuie să găsim, să stabilim proceduri, să spunem oamenilor care sunt procedurile pe care le punem noi la dispoziție, pentru că autoritatea locală poate să colaboreze cu celelalte instituții ale abilitatea ale statului să identifice resurse. Sunt foarte multe proiecte, foarte multe fonduri financiare alocate pentru familiile aflate într-un nivel de sărăcie avansat. Este aici domnul viceprimar care... Numai un pic, pentru că au fost două afirmații făcute aici și vreau totuși să le rămuresc. Una la mână. Am fost și eu la N emisiuni de televiziune de când a apărut, nu mai știu ce canal era prima dată, cum se numea și așa mai departe. Niciodată nu mi s-a cerut o sponsorizare, nu mi s-a cerut, nu știu de ce aduci în discuție așa ceva. Chiar nu-mi dau seama. Păi nu, n-am spus să aduci. Așa am înțeles eu. Păi, atunci știu. Înseamnă că ai înțeles că... E televiziune publică și ar trebui... Nu, dar, sigur că dar am vrut să demonstrez că oamenii oferă voluntar pentru toată lumea servicii, dar numai noi suntem borși. Dar nu am niciun fel de probleme și încă o dată am spus că oamenii ăștia trebuie ajutați. Deci n-am comentat că nu trebuie să fie ajutați. Modalitatea. Aici e problema. Modalitatea cum o faci. Păi asta și... niciodată să nu dai interpretare la politicianism. Aici e povestea. Și deci... Eu nu știu, acum cred că am fost destul de clar. Ați fost vreodată la cabinetul domnului? Am spus ceva când ai avut vreo acțiune cu rotarieni și ați făcut lucruri foarte bune, am comentat eu. Dar și acelea sunt mediatizate. Cum? Și acelea sunt mediatizate. E foarte bine, dar e alt cadru. Deci nu știu dacă mă înțelegeți, dacă faceți diferența. De ce? Oamenii politici deci, n-au voie să dăruiască din efortul voie, propriu? Domne, sau cum? Păi n-am înțeles. Mai explicăm că n-am înțeles. Nu, sau deci ați spus că degeaba și numai de mult. Deci, stați puțin că se adresează mie. Da. Deci trebuie foarte simplă. Există modalități clare când se pot face și cum se pot face aceste ajutoare pentru oameni. Nu, dar arătați-mi mie unde am încălcat noi legea în momentul în care... Nu e încălcată legea, păi și atunci vorbim de moralitate, domnule. Păi lăsați, domnule, că de morală se face parte din același partid. Cum adică e moral? E moral, e imoral să dăm cadouri către oamenii care vin la noi cu probleme, să-i dai un ghiozdan și rechizite de la partid? Deci, încă o dată, modalitatea cum a fost făcută și faptul că a fost mediatizat, puteai să dai la 5.000 de copii. Era bine dacă nu mediatizam?
Eu cred că da. Păi uite, și pentru emisiunea cu tine din seara asta am mediatizat-o pentru a-ți face plăcerea de a te mediatiza, că ai spus că nu e suficient mediatizat. Nu, la discuțiile noastre politice, la discuțiile noastre la partid. Nu, deci stai un pic că e vorba de invitație la o emisiune aici, da? Păi da, pentru, da. Pentru a fi pentru a avea mediatizat. Da, pentru a avea o discuție amândoi, pentru a discuta asta cu și domnul spun, Vladu, da. E același lucru e... și acolo la partid, când dacă care au venit... Dacă la fel același lucru, păi, da. Chiar nu mai comentez pe cuvântul. Da, da, mi se pare același lucru. Da, păi, e ok. Da. Acum nu pot să îți impun părerile mele nici după ale tale. Sigur, da, nu pot să le impun, dar am spus doar atât, că e același lucru. Noi ne certăm acum, căutăm... Nu ne certăm, da. Da, dar tu de exemplu, dacă n-ai participat la o acțiune de voluntariat pentru a lua ghiozdane la copii și să le mediatizezi. Cum au zis, cum au hotărât tinerii noștri liberali. De ce acum neapărat trebuie să facem un caz din asta? Asta s-a hotărât la partid. Dacă propuneam la, supuneam la vot, sigur erai mai puțin tu. Ceilalți am hotărât să dăm acolo. Nu puteam, nu puteam să dăm la... decât eu. Nu păi, știu dacă eram, o să ai surprize. Păi, eu sunt convins că o să am surprize, dar s-ar putea să fie mai puțin decât crezi tu. La penele se votează cu, păi, da, cu mai mult... Cu ce? Cu mai multe ce? Păreri. Păi, corect, da, corect. Da, da. Să votează cu mai multe păreri, dar asta nu înseamnă că trebuie să mediatizăm. Unicitate tot. A spus șeful suprem, ne încolonăm și mergem nu acolo. Nu e adevărat, dar eu n-am cerut așa ceva. Mergem acolo, dar poate mai găsim o piatră în drum. Ia, trebuie să o dăm la o parte. Este foarte adevărat, dar nici nu putem să facem un caz. Bătem apa în bio pentru o situație care... Exact, păi asta fac că nu... Nu asta n-ai... Discuția, te enervezi de ceva. Păi nu m-am enervat, dar nu mă enervez, dar chiar văd că te apleci foarte mult asupra unei acțiuni care este făcută de partid. Dar nu unei acțiuni, omule, eu ți-am spus încă o dată modalitatea. Modalitatea de a aborda această problemă, de a ajuta pe oamenii sărmani. Păi oricum... Există N modalități. Eu am înțeles, asta dar... Asta e problema. Corect, asta am și spus și noi, că există, numai să se vrea, trebuie să ne implicăm, să ne dorim, să fim aplecați asupra nevoilor comunității. Și cine a infirmat lucrul ăsta? A infirmat cineva lucrul ăsta? Domnule, să nu fie aplecat, Vladu, să n-ajuți oamenii? Cine domnule să Vladu, n-ajuți oamenii? A apărut o groapă în mijlocul terenului de joacă vis-a-vis de biserica grecească. A mai fost acoperită. A apărut iarăși în același loc și mai mare. Am înțeles. Să revin un pic... Vă rog să vă notați. Cu groapa. E suficient cu groapa, că nu e problemă. Să reținem. Eu spun așa. Am văzut și am ascultat și discuția prietenilor mei de la PNL. Vedeți, asta se întâmplă și am spus-o și eu și cred că ăsta este adevărul, că prea devreme ne gândim la aceste acțiuni politice, la primărie și la alte funcții politice sau la alte funcții care le poți câștiga prin politică. De asta am și spus la început când am venit aici și nu mă luați în calcul ca viitor candidat la primărie, pentru că dacă începem de acum să creăm niște probleme, mai ales în rândul primăriei și să încearcă să creeze problemele acestea, înseamnă că de acum încolo ne vom certa sau vom avea discuții, nu neapărat certa, dar vom avea discuții contradictorii și nu vom reuși să avem un consens, mai ales acolo unde trebuie să facem administrație. Am spus-o și o spun în continuare și cu mâna pe inimă o spun, cred că totuși măcar din ăștia 4 ani de zile dintre 2 alegeri, măcar 3 ani și jumătate să se facă administrație și ultima jumătate de an să se facă și politică. Pentru că altfel va trebui să fiecare să venim aici și să spunem niște lucruri care creează și consumă multă energie și atunci nu mai putem să mergem pe actul creativ și pe administrație. Am spus și o mai spun încă o dată. Atâta timp cât PSD-ul nu va face un sondaj de opinie și poate să nu facă niciun sondaj. Dar vă cunosc intenția cei de la PSD? Bineînțeles, dar dumneavoastră chiar vreți toată lumea și dincolo. Ce să zic? Că eu voi candida. Nu, mai am văzut și eu acolo pe crul la dumneavoastră, dacă nu candidați, ce caut aici? M-ați invitat la o emisiune. Am venit ca viceprimar. N-am venit, am spus la început, nu am venit ca un candidat la primărie. Dacă nu am venit ca un candidat la primărie, ce caut aici? Am venit să spun ce face primăria, să-mi spun și eu punctul de vedere la ceea ce cred eu. Cred în continuare, să vă spun că e mult, mult prea devreme de discutat de posturile acestea de candidat la primărie și poate că devine o problemă internă a partidului, poate că și aici, nu dau sfaturi la PNL și la nimeni, că nu am calitatea aceasta de a da sfaturi, dar poate este bine și cum am auzit la PSD, că va fi un sondaj intern și poate, și nu știe nimeni de el.
Da, nici nu știu dacă voi fi luat în calcul și nici nu-mi pun problema aceea să fiu luat în calcul. Vă simțiți este ignorat foarte bine. Nu. De colegii din nu. PSD? Nu. Nu. Nu mă simt deloc ignorat. Sunt în PSD, am o funcție în PSD, sunt președinte executiv la municipiu, sunt vicepreședinte la județ. Dacă nu voi fi luat în calcul, nu e niciun fel de problemă. Dacă voi fi luat în calcul, nu va fi niciun fel de problemă. Nu îmi fac și nu îmi creez niciun fel de stres pe lucrul acesta. Eu am alte priorități și prioritățile mele sunt ale de servici și apoi lucrurile care le fac și le fac din inimă pentru comunitatea Giurgiu Vanu. Întrebare valabilă pentru toți invitații acum, mei din acum platou. Să vă spun cu groapa, că la urmă ziceți că am uitat de groapa. Da. Deci, la locurile de joacă pentru copii, termenul de garanție a expirat sau este în curs de expirare la unele din locurile de joacă. Așa. Locurile de joacă au fost date în administrare la Societatea Servicii Locale. Am pus la domnul Pălălău, că ați anunțat mai devreme și numele domnului Pălălău, care este directorul la Servicii Locale, a luat legătura cu cei de unde cei care au furnizat aceste locuri de joacă, a trimis om să se specializeze, să poată să toarne locurile de joacă, să repare gropile cu materialele respective și atunci cade de acum de când iese din garanție, cade în sarcina primăriei municipiului Giurgiu să repare aceste locuri de joacă prin servicii locale, societatea de servicii locale. De acord, au apărut, o să mai apară, sigur o să mai apară aceste lucruri, că unii mai desfac, și șuruburile de la asta. Din centru am văzut ce acolo se joacă de obicei. De copiii foarte mici cad și se rănesc. De acord, deci serviciile locale își va îndrepta domnul pașii către... Domnul Pălălău, facem un apel acesta, către deci domnul facem... Pălălău să rezolve sigur, problema. Dar noi primim, acum, sincer, și nu e o exagerare ce vă spun acum, dar zilnic primim foarte, foarte multe sesizări de la cetățeni și prin Facebook și prin telefonul cetățeanului și prin poliția locală și prin diversi colaboratori care vin și ne spun lucrurile acestea și eu spun că dacă undeva s-ar centraliza, sunt atât eu le numesc nimicuri, dar ele trebuie făcute. Nimicurile astea care înseamnă de reparat de o groapă, de reparat de un balansoar care eu știu, s-a dispărut de acolo șuruburile, de reparat bănci, de vopsit o bancă și astea sunt lucruri foarte, foarte multe și ele zilnic se rezolvă, să știți. Zilnic. Deci nu stă cineva și nu rezolvă lucrurile acestea. Haide dar să ele apar tot timpul. O întrebare pentru toți invitații din platou. Am vorbit foarte mult de sondaje, de sondaje, de sondaje. Dacă veți ieși pe locul 2 în sondajul de la PSD, ce veți face, domnule? V-am spus că nu... Dacă veți ieși pe locul 2... Dar eu nu știu dacă particip în sondajul acesta. Dar dacă veți ieși pe locul 2... Dacă voi ieși pe locul 2, voi rămâne pe locul 2, probabil. Nu? Veți susține pe cel de pe locul 1? Normal. Domnule Stănișteanu, aceeași întrebare. Necondiționat veți susține, domnule. Și eu, bineînțeles, îl susțin pe cel mai bine plasat și în părerea, în opinia giurgiuvenilor. Eu aș vrea să fac un comentariu. În primul rând, aș vrea să-mi cer iertare față de prietenul meu, Noru Stănișteanu. Nu, stai. Nu. Și față de domnul viceprimar Sandu Vladu, pentru faptul că am susținut cu mai multă ardoare punctul de vedere al sprijinului umanitar pe care l-am acordat noi în punctual în sediul Partidului Național Liberal alocat pentru municipiul Giurgiu. O să iau act de tot ce a spus și domnul Noruț. Sigur, trebuie să identificăm alt spațiu și alte forme prin care noi să ne manifestăm ca și să zic buni giurgiuveni apropiați de oameni, să putem să-i ajutăm și cu discreție, are dreptate, cu foarte multă discreție, trebuie să avem grijă în primul rând și de imaginea partidului. Eu m-am aprins un pic pentru că Partidul Național Liberal în acest moment are nevoie de implicarea tuturor și cred, așa am văzut eu, că cu cât ne implicăm mai repede, cu atât o să fie mai bine. Da, vă promit că am să vă dau toate mesajele care au
Dacă puteți să căutați, totuși, pentru domnul Stănișteanu. Nu. Mesajele pe care domnia sa le spune. Eu, tot așa, într-un moment un pic tensionat, retractez totul. Domnul Stănișteanu, retractez totul. Acum, de ce e cazul să mai continuăm discuția? Vă promit că la sfârșitul emisiunii veți avea absolut toate mesajele. Mulțumesc mult. Și îmi veți mulțumi și pentru mesaje și pentru că nu am citit mesajele. Sunt sigur că mesajele sunt de ambele categorii. Sunt de ambele categorii. Și de încurajare și de susținere. Am vorbit foarte puțin în emisiune. Îmi pare rău că am vorbit atât de puțin. Am citit o mică parte din mesaje. Îi rog pe cei de acasă să mă creadă pe cuvânt că le vor parveni mesajele invitaților mei. Mesajele curg în continuare. Înseamnă că a fost o emisiune interesantă până la urmă. Da, avem probleme serioase în acest oraș. Domină sărăcia, lipsa locurilor de muncă, curățenia orașului, de care viitorii candidați trebuie să țină seamă, nu câinii mai danezi, care sunt tot mai puțini. Da, sunt multe. Îl vrem pe domnul Florian primar, îl vrem pe domnul Vladu primar, îl vrem pe domnul Stănișteanu primar, sunt toți mesaje. Trei nu putem. Toți trei, o să fie o competiție, face bine o competiție unei atât de strânsă și în interiorul unui partid, iată, candidați puternici într-o astfel de cursă, cu o așa miză. Ce părere aveți? Eu zic că nici nu se pune îndoială. Deci întotdeauna dintr-o polemică bine documentată, bine articulată de parte de cele două părți, nu poate să iasă decât un lucru bun. Și încă o dată, dumneavoastră a spus întrebarea, da? Se va termina această luptă. Va începe războiul cu PSD-ul. Unul dintre ei va începe războiul cu PSD-ul. Asta e. Războiul e de-abia la vară. Acum e o luptă între mine și Floricel, care pleacă mai departe din semifinale. Ce Halep câștigă toate turneele. Iar avem războiul cu PSD-ul, acum trebuie să recunoaște. Iar avem opțiuni diferite. Pentru mine termenul de război în politică mi se pare măcar pus în ghilimele. Dacă noi, să nu mai spunem că am văzut la război, toată lumea vorbește de război. Eu zic că în general între doi candidați este o competiție și ar trebui ca în acea competiție fiecare să spunem ceea ce facem noi, cât ceea ce avem de făcut. Ce putem noi să facem, corect. Cât putem să facem. Îl rog pe domnul viceprimar Vladu să-și liniștească fanii care mă jignesc prin mesaje, că să le confirme că așa cum s-a întâmplat de fiecare dată și a intrat în posesia mesajelor, va intra și de această dată, vă rog să-i rugați să nu mă mai jignească nici pe rețelele de socializare și nici în emisiune, pentru că putem să facem emisiuni fără mesaje și fără telefoane. Bine. Și dacă vă simțiți mai bine, așa este alegerea dumneavoastră. Până la urmă, respect trendul, curentul, ca să zic așa, vă rog să faceți asta, vă cer asta, domnule viceprimar, să faceți apel către aceste persoane needucate care trimit astfel de mesaje, să înceteze cu jignirile. Deci, iar vă jigniți reciproc, persoane needucate, nu știu ce v-a zis acolo, dar și dumneavoastră jigniți cu persoane needucate, așa că nu cred că este... Nu, serios, nu este problema mea. Și m-ai cerut odată și pe Facebook să intervin eu la nu știu ce discuție și iar nu este problema mea. Bine, eu dacă încerc, nu este problema dumneavoastră, eu rămân în limitele bunului simț, n-am rămân să ceea ce ține de mine, nu jignesc pe nimeni și nu o să jignesc pe nimeni niciodată. Așa că... Dumneavoastră nu. Eu am să rămân în limitele bunului simț, n-am să le răspund cu acelea jigniri. Vă promit că toate mesajele vor parveni chiar în această seară invitațiilor mei. Vă mulțumesc pentru... Să mai spun așa, dacă cineva mă înjură, și am și eu prieteni și am văzut și eu astea care încearcă, eu nu le răspund niciodată. Niciodată nu intru în polemică cu ei. Chiar le mulțumesc. Și știți de ce le mulțumesc?
Că nu este chiar nevoie întotdeauna ca toată lumea să țină cu tine. Am astăzi un prieten care, nu știu, a pus 20 de mesaje negative pe Facebook. Vorbim despre, domnule, e prieten, e prieten, aici știți ce faceți? Prieten, aici încurajați această atitudine. Prin această poziție pe care o aveți. Domnule viceprimar. Nu încurajez pe nimeni. Eu le mulțumesc pentru că pentru mine înseamnă foarte mult și orice mesaj care mi-l dă. Era suficient să spuneți că nu este normal. Nu spuneți dumneavoastră ce trebuie să spun. Spun eu ce trebuie să spun. Ascultați-mă ce spun eu. Dumneavoastră nu-mi puneți mie cuvintele dumneavoastră în gură. La mine. Nu. Nu, eu îmi pun singur cuvintele în gură și sunt destul de capabil și de competență și știu ceea ce vorbesc. Nu pot răspunde de faptele altora. Cine scrie un mesaj, îl scrie el. Îl accept și pe ăla care mă înjură și îi mulțumesc. Până la urmă, m-a băgat în seamă și înseamnă că există pentru el. Chiar îi mulțumesc și la care mă jură. Notorietate. Sigur că adică chiar ar fi acum cum să toată lumea să fie de acord cu mine sau să fie de acord cu dumneavoastră sau cu Floricel. Nu poate să această discuție o vom... Dacă permite, sigur că nu. Aș vrea să spun și eu ceva. Oamenii au o părere, trebuie să le respectăm. Da. Dacă îmi permiteți. Știți ce, doamna moderator, dacă domnia voastră doriți să faceți, să realizați emisiuni cu oameni politici și oamenii politici sunt atacați și nu se supără... Nu accept să fie atacat niciun invitat de-al meu. Nu înțeleg de ce domnia voastră vă supărați, pentru că e același lucru. Dacă discutați cu politicienii și primiți mesaje pentru politicieni, cu siguranță că primiți și mesaje... Pot care fi nu contestată, sunt, dar nu-i frumos să jignești. Nu-i frumos să jignești. Până la urmă, asta este. Cu Floricel aveam aceeași gândire, nu? Până la urmă trebuie să acceptăm orice. De asta ne-am asumat riscul acesta și când am intrat în politică. Dacă spuneți unei doamne, trebuie să acceptăm orice. Discuția mea se încheie aici. Vă mulțumesc vă rog, domnule Stănișteanu, fără ipocrizie mai vin la emisiunea dumneavoastră. Fără ipocrizie vă aștept. Am pus virgulă. Da, am înțeles. Da, l-am ținut. Eu vă mulțumesc mult pentru că ne-ați dat posibilitatea să ne prezentăm în fața giurgiuvenilor, mai ales că în Partidul Național Liberal deocamdată sunt două solicitări de înscriere pentru efectuarea de sondaje cu privire la opinia giurgiuvenilor de desemnare a celui mai reprezentativ candidat în partea dreptei, a PNL-ului. Îi mulțumesc domnului viceprimar Vladu că a stat cu noi și la emisiunea dinainte de la Valahia și aici, pentru că a trebuit să răspundă și domnia sa împreună cu noi la întrebările cetățenilor, întrebări pe linia administrativă și de gospodărire a orașului și vă rog ca împreună cu domnul Noruț Stănișteanu, dacă aveți cumva de rezolvat și de stabilit mai multe probleme, să-l invitați într-o emisiune separată în care să puteți să discutați și să vă rezolvați... Dar ți-a plăcut emisiunea cu mine, de ce potrivi singur? Păi, pentru că ați avut un dialog sunteți la care... Sunteți gazde primitoare, așa că n-am nicio problemă. Cu ipocrizia aia n-am prea înțeles, dar deja am uitat-o. Era vorba despre campania electorală. Da. În care veți fi și veți fi acolo la acțiuni. Și mai vreau să strâns la pungă, să știți. Veți fi, am să vă fac un semn când veți fi în campania electorală. Pentru că ne vedem și atunci. Campania electorală este campania electorală. Și aș vrea să mă fac o precizare. Chiar dacă nu este problema mea cum se organizează Partidul Social Democrat pentru desemnarea candidatului, totuși, vreau să fac o apreciere și anume că viceprimarul Alexandru Vladu a demonstrat mai mult decât primarul în exercițiu Nicolae Barbu în ceea ce privește administrarea orașului. Asta spun și mesajele telespectatorilor și nu numai, și pe rețelele de socializare. Mulțumesc prietenului că bagă totuși acolo niște țepi între mine și domnul primar. Poate ne certăm și... și cred că nu este cazul. Nu strigați feng shui-ul la primărie. Îmi permis să mai spun un mesaj de la o concurentă, o televiziune concurentă. Vă rog, dumneavoastră, orice mesaj. Și la noi veniți. Da. Vreau. Da.
Salut toate televiziunile, toți colegii, sunt mulți jurnaliști și foarte buni la Giurgiu, vedeți că nu le scapă nimic. Nu le scapă nimic și scot cei mai buni. Eu vreau să spun că m-am simțit bine între doi peneliști aici. Păi cine știe? Cine știe? Poate v-ați simțit mai bine decât vă este permis și poate auzim de trei în sondaj la PNL. Când ne mai invitați, mă invitați pe mine ca să fiu aici, stânga-dreapta, să nu să creeze probleme. Mai luăm din energie și de stânga și de dreapta. Să știi că nu spunem chiar tot. Da. Important este ca energia care o iei să o lași la noi. Da. Și am rezistat și până la sfârșitul emisiunii, cu toate că suntem obosiți. Cine? Până la urmă v-ați simțit bine în platou, le spun de fiecare dată celor care ne urmăresc, mulți la număr, că așa sunt oamenii politici, au o mare anduranță și în platou și în viața de zi cu zi și în viața politică, de aceea acum se supără, imediat se relaxează, se ceartă, se împacă, se pupă, la sfârșit vă garantez că așa se va întâmpla, se vor pupa, așa fac. Și cam asta pentru această seară. Îi lansez invitația domnului Noruț Stănișteanu, dacă s-a simțit bine la emisiune și a confirmat că s-a simțit bine la emisiune, n-are nicio problemă, nu se supără, asta înseamnă să fii politician. Domnule Vladu, și învăț. Am salutul de făcut. Așa, domnule deputat, nu știu dacă în aceeași formulă, dar... Eu o să mă deplasez la celelalte televiziuni pentru a nu fi acuzat că vin mereu în televiziunea pe care am fondat-o. Că avem noi o exclusivitate, da, și așa. Și atunci o să mă duc la celelalte televiziuni ca să fie o echitate și... Și chiar mergeți acolo cu Breaking News. Cu domnul Vladu, cu domnul. Mergeți cu Breaking News-ul la televiziunea noastră, la televiziunea concurentă. Poate vine domnul Barbu odată. Care e problema? Vă rog. Poate vine domnul Barbu odată. Cu condiția să nu moderezi emisiunea. Domnule Stănișteanu, probabil va veni cu condiția să nu moderez eu emisiunea așa cum odată a pus această condiție. Dar ce probleme aveți? Nu știu. Nu știu ce. Eu n-am nicio problemă. N-am nicio problemă. Are o simpatie între ghilimele. Dar chiar sunt moderator mai rău decât dumneavoastră. Pe care o nutrește față de mine. Vă mulțumesc pentru prezența în platou, vă mai aștept. Ne întâlnim după sondaj și comentăm. Tocmai atunci? Păi, când e sondajul? Când e sondajul? Păi, sondajul poate să fie în derulare, poate că... Nu știți, nici noastră. Nu cunoaștem. În derulare, eu zic că n-ar trebui să fie... Am zis, ne întâlnim în aceeași formulă după mai rămas sondaj. A rămas perioada deschisă de înscrieri. Cum a spus dumneavoastră mai devreme, că și-a anunțat... Mai multe, eu nu știu. Nu. Dar nu s-a anunțat o perioadă... Domnule, să depună scrierile până în... A, deci mai avem timp. Păi atunci... Scrie. Păi da. Și la PNL, păi nu o problemă. Se după 9 decembrie. Sigur. Da. Nu știți dacă e în derulare sau nu. Nu, mi-a spus că va candida și eu. Nu știu că sunt mulți care doresc să candideze, să intre în sondaj. Trebuie să anunțe conducerea partidului odată când se încheie. Da. Duminică, luni... Atunci am rugămintea să faceți masa mai mare. Și... Da. Ne apropiem tot de... Cu noi. Dacă mă invitați, sigur că da. Nu pot să închid emisiunea, sau împrietenit foarte tare în platou aici. Eram dinainte. Da. Invitații mei, mulțumesc pentru prezența din această seară. Vă mai aștept, așa cum am spus. Am spus în această formulă după sondaj, pe domnul Noruț Stănișteanu în mod special îl aștept, probabil la cealaltă emisiune pe care o moderez. E vorba despre E timpul să vorbim. Mulțumesc încă o dată, doamnelor și domnilor, atât pentru această seară. Noi ne revedem joi de la ora 21. Până atunci rămâne cu TV Giurgiu, numai bine!